Salut și prieteni săi. Podcast nu intrăți. Am mai trecut o vară prin noi, a fost și soare, mai puține ploi. <laughs> Uh, bună seara, suntem pe 103, 4 la Radio 7, suntem și pe YouTube uh, pe canalul 13TV, sigla cu pisică neagră, un like și un uh, subscribe ne-ar face mai vizibil și ar fi foarte apreciate. În seara asta stăm la vorbe din nou cu domn' profesor Artur Suciu, lector la Universitatea din Suceava, specialist în comunicare, publicist, știu unde e dilema mea cu voi, oamenii de litere? De ce vi se spune oameni de litere și nu oameni de cuvânt sau de cuvinte? Oameni de cuvânt ar Bună fi... seara, bine ai venit! Bună seara, bine te regăsit. Oameni de cuvânt ar suna chiar mai bine decât oameni de litere. Nu știu... Acum... Să te ocup de, de cifre... E ceva mai mai complicat sau adică care ar fi mai pragmatic mai pragmatic <laughs> în fine era uh, ne vedem la mare da uh, mie mi-a prins foarte bine în afară de acest concediul meu eu, asta e dintr-o piesă tipuri noi în afară de acest concediul meu mi-a mi uh, facilitat un acces și către alte românii pur și simplu am întâlnit acolo cele câteva româniri pe care altfel cred că le întâlnesc și în București, dar acolo au fost cumva mai vizibile. Foarte interesant cum funcționează oamenii în zona aia. În primul rând nu mi s-a părut că are cineva vreun stres nici cu prețurile mari, nici cu balșoi jihad, toată lumea era pe liniște, inclusiv, cred că și observat asta, și câinii erau mult mai liniștiți. De part, nu era lumea atât de nevrotică ca în București. Da, probabil că am ai stat cumva în timpul săptămânii sau ai stat și în am weekend? Am fost uh, de... Da, am stat și peste weekend, bineînțeles. În vama? Uh, am uh, evitat vama în weekend. Mă rog, am încercat, am ajuns sâmbătă pe acolo. Pentru că în vama în weekend, din câte știu și din câte cât cred că ai fost și tu uh, pe acolo... E într-adevăr o disperare a distracției. Adică, o se distrează de parcă mâine vine sfârșitul lumii. Dar și am observat, mă rog, cât am stat pe litoral, în doar asta, cât că am stat vreo 10 zile în total, am observat câteva lucruri, între care și lucrurile pe care le-ai menționat deja, prețurile sufocante. Uh, berea la 33, care pentru băuturi de bere, repet, este un scuipat în obrazul. Da. Să <laughs> nu nici pocari. Uh, pentru mine, cred că a fost... De regulă eu nu comentez prețurile, nu-mi place să o fac pe frustratul... Uh, dar am simțit pentru primul, cred că e primul an când am simțit Mustură puțin. Că, da, că nu, nu convine, pur și simplu, nu neapărat pentru că nu aș avea bani să plătesc uh, berea sau dacă nu aș fi avut bani, nu m-aș fi dus. Nu era calitatea prețului corectă. Da, mm -hmm. asta m-a enervat cel mai tare și m-a enervat constant. O, plata unei camere de hotel, de exemplu, care este a ajuns la un nivel uh, fără precedent. Și care băutura, restul sunt și nu doar pe litoral, pentru că am fost și în, în țară, la monte, nu doar pe litoral, peste tot, și în orașe, unde, în mod normal, acolo unde există forfotă, acolo unde există vad, cum se spune, pentru restaurante și pentru terase, acolo prețul ar trebui să fie mai mic, nu mai mare. Și cu toate astea, sunt niște prețuri exorbitante. Ceea ce mă enervează, de fapt, nu e că patronii pun aceste prețuri și că oamenii nu au nimic de comentat. Oamenii nu se revoltă, nu spun nimic. Din potrivă, pare să fie un, o dovadă de elecțiune să-ți iei o bere de 20 de lei la 0,33. Da? E dovada că ești cineva. Ești un om propășit social. Asta ai e cel mai enervant. Ai fugit și până în crapeți. Cum erau prețurile acolo de curiozitate. Eu știu că mi-am luat băutura din Vama Vama uh, și mi-am luat o sticlă de rom și un, un, și un, pachet de tutun, da? nu un pachet de țigări, un pachet de tutun, și am dat 63 uh, de lei plus niște dulciuri, adică a fost un preț mai mult decât decente. Zic, uite mă, că se poate. Prețurile erau comparative cu cele din România și atitudinea era cam asemănătoare. De exemplu, era un supermarket, de că, de, chiar acolo în stațiune, de unde puteai, era de fapt singurul loc de unde puteai să cumperi ceva și trebuia să cumperi obligatoriu de minimum 10 leva. De genul de reguli mm -hmm. care pe mine mă scot din sărite. Adică poate vrei să cumperi de 2 leva sau de 3 leva, da? trebuie să cumperi obligatoriu de 10 leva. Iar oamenii spuneau: "Da, păi dar și e normal să cumperi de minimum". 10. Cum nu, nu e normal? <sus> păi. Nu e. Și, de exemplu, plata pentru două persoane și un câine, de exemplu, plata unui cort pentru două persoane și un câine se ridica undeva la 100 de lei pe noapte. O grămadă de bani. de 20 de euro? Da, 100 de lei pe noapte pentru un cort de două persoane, mi se pare cam mult, sincer. Nu, e cam mult, da. nu, că, nu că ar fi exorbitant, nu e exorbitant, dar este, după părerea mea, peste nivelul normal al... Uh... Eu știu că prin Europa, am fost la un moment dat prin Europa, dar asta este, cred, cu peste 10 ani, uh, și am stat cu cortul inclusiv la Praga. Uh, și era undeva la maxim 15 euro, 10-15 euro de stat cu cortul și cu toate condițiile de acces la duș și așa mai departe. Da, și aici erau cu condiții de acces la duș, la energie da, am electrică. Crescut cu 5 euro. Și am ajuns la nivelul european, iată. Nu-i puțin lucru. Da, am ajuns la nivel, păi eu acum trei zile am fost în centru vechi și am dat 20 de lei pe o bere la 0,33. Asta înseamnă, cât înseamnă? 4 euro? Trebuia să mă întreb că mai știu niște cărciumioare cu prețuri mai decente. totul. da, acolo. cele de lume am găsit una, da. dar 4 euro cu 4 euro bei o bere în centrul Parisului nu în centrul Bucureștiului și câțiva litri acasă. Da, tu da, mai zic. Uh, am să rămân puțin în zona asta cu tine de om, de litere și de cuvânt. Uh, uite, de pildă, când uh, să presupunem, uh, te simți rău, da? Uh, întotdeauna este preferabil să te miști ca să-ți revii mai repede în fire decât să stai să zaci. Uh, și aici este, cred... Uh, exercițiu de voință care îți face bine la sănătate. Da? În zona asta a cuvintelor, eu am constatat în ultimii ani că este mult mai puternic decât o simplă noțiune abstractă. Și anume, să dau acest exemplu care este unul relativ nefericit, o prietenă de-a mea a fost victimă în colectiv, da? Uh, și uh, slavă Domnului a scăpat, ea uh, cel puțin uh, uh, iubitul ei și prietenul meu nu a scăpat, dar ea a scăpat uh, relativ ușor și a rămas cu o arsură pe mână. Și a spus, eu nu avea acest tic verbal până se întâmple acest lucru, avea acest tic de verbal, bag mâna în foc că. Uh -huh. Și atunci a spus, zice, nu o să mai spun niciodată în viața mea treaba asta, că uite ce se întâmplă. Uh, după care vin tot soiul de exemple pe care le constat. Uh, George Michael, de pildă, o viață întreagă ne-a nebunit uh, cu piesa cu Last Christmas, omul s-a născut de Crăciun, a murit de Crăciun. Uh, primul disc al lui Nick Cave, uh, First Born is Dead, omul ăsta, ăsta a murit doi copii relativ recent uh, și cel mai că ultima oară când ne-am văzut aici am vorbit de Dugin Ăsta este cred, de exemplu, care m-a punit în cap uh, cel mai recent. A fost o, o discuție, o discuție, o declarație a lui anul trecut când a spus uh, uh, ce nu mă omoară pe mine, omoară pe altcineva. Și uh, asta e o chestie pe care a spus-o anul trecut. Uite ce s-a întâmplat acum. Care, cum funcționează cuvintele astea, de fapt? că Cuvintele au o substanță profetică. Asta cred că vrei să sugerezi. Da, încerc să-mi explic și mai bine. Pot să spun că atunci când scriu ceva, de exemplu, un jurnal, când scriu jurnalul meu... Mai am un exemplu foarte bun, scuză mă vreau doar să punctez. Maestru și Margareta, de câte ori se spunea unul, du-te dracu, lua dracul la propriu. Înțelegi? Da. <laughs> Sunt lucruri pe care aș vrea să le notez. De pildă, în perioada în care mama mea era bolnavă și mergeam cu ea la spital și ar fi trebuit să notez anumite lucruri care mi s-au întâmplat. Și refuzam să le, să le trec în jurnal, considerând că uh, simpla lor exprimare ar putea să aibă consecințe asupra vieții mele de după aceea. Adică, uh, dacă aș fi notat, mama, mama mea e bolnavă și uh, e foarte bolnavă, și nu știu cât mai trăiește, dacă aș fi scris asta, uh, poate că ar fi agravat și, agrava și mai mult situația. Da. Și mereu m-am ferit să exprim lucru, lucruri iremediabile care sau care pot deveni, într-un fel sau altul, iremediabile. Da, treburile... Probabil că e un, probabil, că cuvintele au o anumită forță. Care... Gândurile au o anumită forță. Gândurile, Cred da. că în momentul în care le traducem cuvinte, forța aia cumva se și amplifică. Da. Exact. Foarte bizară lume. În plus, există, ca să dau un alt exemplu, câteodată mă cert cu prietenii mei și îmi vine să scriu un jurnal ceva rău de unul sau de altul. Să-i afurisești. Să-i afurisesc. Și știu că la un moment dat o să mă împac cu ei. Atunci, nu vreau ca ceea ce scriu să devină definitiv. Să devină pentru mine însumi un lucru de care să mă, să, să mă lovesc ca de un perete. Și atunci refuz să, să, să formulez în cuvinte lucrul respectiv. Dar tu când ai constatat treaba asta? La mine este în ultimii ani mi s-a întâmplat să-mi să dau seama de, de puterea asta. Mă numesc că la tine a venit mai din timp, având un exercițiu real al scrisului. Cred că vine și, mai ales cu vârsta deveni mai superstițioși. Cel mai probabil. Da. Uh, e, am găsit un citat foarte drăguț pe, în zona asta. Zice că, apropo de puterea cuvintelor, îngerul morții uh, poate să călărească orice cuvânt. S-a părut destul de, de raf. Eu cred că, în general, scrisul se naște dintr-o atitudine față de moarte. Deci, scrisul este, într-un fel, uh, relația pe care o stabilești cu moartea. Este și tămăduitor cumva, adică este... mulți spun, băi, în momentul în care am pus pe foaie tot, m-am uh, ca bătutul la tobe vreo oră. <coughs> <coughs> într-un fel este eliberator scrisul, într-adevăr are o nu neapărat prin Faptul că atunci când sau după ce scrii, te simți liberat, Ci prin faptul că acumulându-se ceea ce ai scris, ceea ce rămâne ca fiind scris, într-un fel, alcătuiește propria ta ființă, ceea ce ești tu. Asta e un lucru poate nu atât de ușor de înțeles, dar în orice caz, pentru mine, care am. Scris, nu foarte mult, dar am, ce am, tot ce am scris uh, are în, uh, în mintea mea, în viața mea, acest rol al uh, rol de ființă, dacă pot uh -huh. să spun așa. Joacă acest rol de ființă. Adică știu că dacă nu aș fi scris, în momentul de față mă aș fi simțit mult mai rău. Faptul că am formulat uh, anumite lucruri. Referitoare la viața mea și la ce am gândit eu, m-a ajutat să, să să nu mă pierd de tot, să nu ajung într-o situație tristă. Că pentru mine însumi, nu are nicio importanță uh, pentru altcineva. E un tip de frustrare al inactivității, în general? Uh, poate, poate că e și iluzia uh, unei activități. Iluzia că ai făcut ceva, că ai scris ceva. Dar nu cred că e doar asta. Cred că, într-un în fond, este nu doar sentimentul, ci și certitudinea interioară că scriind te-ai eliberat sau ai formulat propria ta viață, ai trecut dincolo de ea, dincolo de concretul, de concretul vieții. Nu știu dacă m-am exprimat cel mai fericit. Am, ba da, s-a înțeles în tocmai. mai. Uh, grație, mă rog, cu ghilimele de rigoare, uh, YouTube-ului, am constatat că eu, cel puțin în ultimii doi ani, am luat o pauză reală de la, scri de la citit. Eu n-am mare dar al scrisului, dar l-am... Mai citesc cărți din când în când. Am descoperit pe YouTube atâtea canale cu informație reală din diverse domenii de activitate, încât constat că a fost și pandemia asta peste noi și am avut suficient timp, mi-am îmbogățit realmente bagajul de cunoștințe pe diverse domenii de activitate, unele care nu mă interesau neam. Dar pur și simplu, spre exemplu, am văzut un podcast în care cineva vorbea despre ciuperci sau despre somn. Și nu te gândiți, de pildă, la Ciuperci, numai zona aia. Nu, absolut tot ce era informație, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Mi-a mai făcut încă o idee în plus despre planeta asta, de pildă, cum funcționează ea. E, acum, ajungând la mare, da, că de aici am pornit, mi-am luat serotonina lui Michelul Beck. Eu am o relație cu acest Michelul Beck îi citesc cărțile ca și cum apare un nou disc cu Iggy Pop, trebuie să-l ascult. Îmi place, nu-mi place, trebuie să-l ascult. El are ceva dintr-o vedetă roc. Are, da. E, e un, dacă mă întreb, e în zona foarte pop-culture acest Michelul meu. E undeva jumătate pop-culture, cel puțin jumătate. Cel puțin că... structura pe, pe care șasează romanele e foarte da. pop-culture. Da, da, da. Ce este absolut fascinant la scrierea lui este, de pildă descrierea personajelor, se ia perso un personaj principal pe care îl plimbă în cândva ani de viață, de obicei toate se termină prost, nici o licărire de speranță la final, uh, însă ce m-a enervat și aici vreau să venim aici la nenorocirea asta noastră, și în cărțile mai vechi, dar cu precădere în cea mai recentă, serotonina, deci în cărțile mai vechi se vorbește despre România în termen de niște fete care făceau autostopul pe stradă, românce. Uh -huh. Aici se uh, se punctează mult mai mult, e, uh, nu știu dacă ai citit-o sau nu, dar personajul, să spunem pentru toată lumea, personajul este într-o 40 bine plus, A. Este, intră într-un soi de depresie, are un plus de uh, nu știu cum se numea hormonul ăla, avea un, un corpului uh, de activitate sexuală, avea alt, alt da, hormon da. care l-a aruncat într-o depresie și toată lumea vorbea, băi, ai nevoie de o moldoveancă și se repetă lucrul ăsta în, în carte de foarte multe ori. Lucru care m-a enervat într-un fel. Zic, băi, stai un pic, deci singura ta raportare de cetățean francez la Estul Europei este în zona asta promiscuă? Marș de aici! Păi da, asta spune multe despre statutul României, statutul actual al României. Pe vremea lui Prust, de exemplu, Prust scria despre poeziile Martei Bibescu. Mm -hmm. Acum, Boelbeck scrie despre fetele de pe autostrăzile Occidentului. Da. S-au schimbat multe <laughs> lucruri cu, cu raportarea mama... franței la România. Cum am ajuns aici? <laughs> <A>, Discuție lungă, <laughs> da. Discuția, da. Cu... <laughs> foarte Păi hai, hai să dăm câteva exemple. Spre exemplu, uh, mie mi se pare că lumea la noi, cel puțin în București, da? Româniile alea câteva pe care le cunosc eu, sunt într-un soi de amorțeală. Uh, s-au scumpit toate, cum vorbeam. Uh, se pare că ne așteaptă de la toamnă încolo o, o criză și mai neplăcută, sau cel puțin așa zic statisticile. Mă uit și le urmăresc dimineața și pe Cristoiu. Cristoiu tocmai s-a dus în Anglia și s-a întors de acolo, recunosc cumva că s-a înșelat în fatalismul lui și că, vezi, doamne, Rusia nu va reuși niciodată să învingă Occidentul pe, pentru că Occidentul are suficientă o sânză de acum încolo să o mai ducă în 100 de ani. Cam altfel. Da. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Bii, asta este, de fapt, uh, iluzia pe care ți o poate da Occidentul atunci când îl vizitezi doar. Mhm. Uh -huh. Cristoie fiind un om inteligent, probabil că a văzut și dincolo de aspectul imediat vizibil. Pentru că atunci când mergi într-o țară, într-o capitală mare, Londra, în Paris, în Barcelona, vezi că și ei au șosele, și ei au trotoare, și ei au borduri. Și la un moment dat te care e diferența, adică de ce sunt ei mult mai dezvoltați decât noi. Dar dacă te uiți atent la Rotoare, la borduri, la străzi, la servicii publice. La servicii, observ că sunt făcute perfect. Că materialele din care sunt făcute sunt mult mai bune. Conștiința lucrurilor e bine făcut. Lucrurile sunt făcute foarte bine. Acolo se vede, de fapt, diferența între străzile lor și străzile noastre. Și se vede. Dacă te uiți atent, îți dai seama de distanța foarte mare care încă există între... între... Altfel, vara aceasta m-am plimbat destul de mult și prin Moldova și prin Ardeal și prin Dobrogea. Am făcut așa toată țara. Și am remarcat schimbare mare la nivelul întregii țări, chiar și în zonele rurale. Adică E adevărat, nu mai vezi oameni, nu mai vezi tine. Am ajuns cam Bulgaria, așa de treci pe acolo și zici că a venit Apocalipsa și nu nimeni pe străzi? Prin, prin Ardeal, cam așa e. Uh -huh. Dar cel puțin în Moldova pare să fie mai multă agitație. Dar lumea s-a schimbat, adică nu prea mai vezi sate pierdute care, în care să nu fi intrat măcar o cabană sau o pensiune de trei stele. Adică cam toată cam totul e acoperit. Uh -huh. Poate că mai există, dar după părerea mea, tot spațiul românesc, ca să zic așa, a fost transformat foarte tare a fost foarte transformat. Și... Cred că o evolu evoluție era, până la urmă, firească. Întrebarea e da. dacă ți se pare o evoluție pozitivă. În sau... Într-un anumit sens, da. Într-un anumit sens, da. În sensul de civilizarea spațiului urban, rural. Mi-aduc aminte de o critică a lui Adrept Pleșu de acum ceva vreme, cum că televiziunea, arătând, așa zis, chiloții Madonei, a, a, bușit mintea țaranului, pur și simplu. Posibil și din cauza asta. Pentru că, în același timp, Țăranului de la țară, nu țaranului. da, mi-aduc aminte că acum 15 ani, de exemplu, când mergeam cum se spunea, în provincie. Asta e cuvântul cel mai stupid. Merge în provincie. Aștept provincie. Da. Când într-un oraș mai mic decât București, se simțea diferența între București și un oraș mai mic. Se simțea în relația interumană. Adică se vedea distanța de experiență urbană pe care o are un om care trăiește în București față de un om care trăiește într-un oraș mai mic. Mai, sunt o grămadă de orașe de provincie unde seara este un soi de liniște destul de bizară, știi? Da. majoritatea au liniște. Da, asta Da, și alienantă. sunt moarte, adică după ora 8-9 seara nu Numai. mai... Nu mai pe asta. Dar acum nu mai e așa. Deci acum din ce am observat eu e un fel de egalizare S-au mai urbanizat provincia. Și pentru că s-au urbanizat, și pentru că sunt mai mulți bani, fiecare are interese mai, probabil, mai mari. Oamenii au devenit mai lucizi. -au, și au găsit alte raportări. Adică nu se mai raportează neapărat la, să spunem, la București. Se raportează la alte orașe, alte zone, la orașe din afara țării. Deci, Oamenii s-au descentrat, ca să zic așa, România Asta Și pentru descentrat. că au mai plecat, probabil, prin, prin Europa. Au plecat prin Europa. Adică să stabilez niște cauzalități aici. Da, și spun. au încerc să înțeleg. Într-adevăr, mm. oamenii au plecat foarte mult. cel puțin din zona Moldovei au plecat foarte mulți afară și -au, nu s-au întors, dar și-au făcut case la localitățile de proveniență. Poate nu s-au întors mulți nu s-au întors o acele... pandemie, cred că am mai fost o... Da, acele case au rămas Bizar, e un... casa respectivă e un semn al nostalgiei sau proba... uh, și poate discutăm despre asta adică ei nu s-au putut desprinde de... și stau și mă, mă întreb dacă eu aș fi făcut acest lucru dacă m-aș -aș fi născut într-un sat și aș fi plecat la o muncă în Italia ce aș fi făcut? Pentru că în mentalul unui astfel de om, să ai o casă, să ai casa ta, e fundamental. Și probabil că aș fi făcut același lucru. Aș fi, aș fi investit într-o casă pe care aș fi construit lângă casa părinților. Individual. Este la o capcană, bineînțeles. Individual, la fiecare personaj care pleacă, din hai să zicem, dintr-un sat din România, să muncească în Italia, Spania și așa mai departe mă rog, nu vorbesc numai de cazurile din România, vorbesc în general, intervine un soi de sentiment de, cum să spun, stranger in the strange land, pentru că nu te simți acasă acolo, dar și când te întorci nu prea te mai simți acasă nici aici. Eu, și aici, Asta cred că am văzut de niște depresii la unii oameni. Clar. E un fenomen. Și în momentul în care o extins la masă genul ăsta de, de feeling, mm. cred că e și mai complicat. Uh, după părerea mea este un uh, fenomen care deși a fost destul de mult uh. analizat. Încă nu s-a ajuns la, la nu să spunem, înțelegerea lui în totalitate. El a fost denumit, cred că încă de la mijlocul anilor 90, în orice caz de în anii 2000, în mod sigur, nostalgie comunistă sau nostalgie după comunism, care a venit ca urmare, să zic așa, unui unui uh, dezamăgiri ah. față de, adică, după o speranță foarte mare în democrație și capitalism, a venit așa o perioadă de dezamăgire care a creat o nostalgie comunistă. Dar e foarte ciudat cuvântul nostalgie pentru că nostalgia e definită ca fiind un dor după casă, după un loc pe care l-ai părăsit. Ori, ce înseamnă nostalgie după comunism? Pentru că românii n-au plecat din, din patria lor. Când cineva, când un român a plecat la muncă în Italia și are nostalgia satului din care a plecat, asta e ceva, asta e nostalgie, ceva firesc. Dar ce fel de nostalgie este aceea pe care o ai neplecând de acasă și rămânând de fapt în patria ta. Aș putea să-ți explic să-ți dau un exemplu. Este un canal YouTube a, a educației mea din ultimii ani a unui englez care umblă prin țările foste sovietice. Se numește Bolden Bankrupt. Ce este o constantă mai prin toate fostele state sovietice este că mai intră prin magazine și a intrat și prin librării, locuri de astea, mici magazine, unde femeile de acolo care vindeau lucrau acolo de 28 de ani. Și nu, adică a fost librăreasă vânzătoare la librărie 28 de ani, încă face treaba asta. Ori în capitalism, cel puțin în ăsta de la noi, că da, în capitalism în general nu mai întâlnești joburi pe 28 de ani. Da, clar. Și un, un, tip de siguranță. Nu știu, unde mai sunt. Mai sunt pe la poște, poșta română. Probabil, da. Sau prin... TVR. <laughs> În orice caz, e un fenomen interesant care a generat la rândul lui alte expresii, alte fenomene, cum ar fi acele muzee cu obiecte din timpul comunismului. Uh -huh. Sau e toată industria nostalgiei care a, a apărut și la noi. A fost dezvoltată foarte mult în Rusia cu concerte de muzică din anii 80. Sabrina Modern Talking a avut la Moscova 60.000 de oameni. Acum cu câțiva Deci asta face parte dintr-o industrie a nostalgiei, care are și conotații politice și asta e un alt aspect care ar merita discutat, inclusiv cu referire la războiul din Ucraina, în ce măsură... În ce măsură e o nostalgie aceasta care e o nostalgie, poate deveni o nostalgie resentimentară, uh, poate avea consecințe, conotații și consecințe politice. Dar asta vreau să spun că e foarte ciudat uh, să denumim nostalgie uh, un, uh, cum să spun, un sentiment de dor față de o perioadă care a fost trăită în același loc. Și, de fapt, despre ce cred eu că e vorba? E vorba despre o resemnificare a întregului univers. Adică în momentul în 1989, când a căzut comunismul, țările din fostul bloc sovietic s-au transformat brusc într-o ruină. Ruinele pe care încă le mai vedem când mergem cu mașina și vedem uh, urmele unor fabrici și uzine din vremea comunismului sunt de fapt Urme ale ruinei care a fost societatea atunci când a căzut comunismul. El s-a transformat brusc într-o ruină. Și într-o ruină, la modul figurat, bineînțeles. Urbând după aceea să ajungă o ruină la propriu. Prin privatizări și prin închideri de fabrici. Și, și așa alte mai golăneli, dar, și alte golăneli. financiare. Dar, de fapt, întregul Univers a fost resemnificat din punct de vedere capitalist. Ceea ce era comunist a fost reinterpretat din punct de vedere or nu to capitalist. Or, nu toate lucrurile s-au putut integra uh, în noul univers. Și de aceea multe au rămas o ruină. Multe au fost integrate. Uh, uh, în locul fabricilor au apărut uh, moluri. Cartierele de blocuri nu puteau să fie dărmate. Ele au trebuit să fie asimilate într-un fel sau altul nou. Vedem dacă revenim până la urmă la cărbune sau nu. Da. Deci, tot universul postcomunist a fost resemnificat. I s-a dat un alt sens. Eu am văzut, am stat de vorbă cu mai multe persoane care s-au mutat în blocuri noi. Cum se spune, în cartiere mm -hmm. noi rezidențiale. Și. Toate persoanele cu care am discutat au profunda convingere că aceste blocuri noi sunt total diferite de blocurile vechi-comuniste, cum li se spune. Care erau construite foarte bine. Da, unele mai bine, altele mai da. puțin bine. Mă rog, eu e întreagă discuție, dar e evident că din punct de vedere stilistic ele sunt același lucru prietenul nostru lucru. comun Vasile Ernu a făcut o observație foarte bună și a spus așa: Eu am, cum să spun, am și o nostalgie a cartierului Balta Albă din care sunt născut, crescut, educat. Cartierul ăsta bucureștean făcut în 80 și început până în 68, da? Întotdeauna și s-a construit până în 89 întotdeauna a respectat un spațiu urban de bun simț. Este și unul din cartierele privilegiate care, spre diferență de militar, nu este construit de stânga și de dreapta unui bulevard. Are multe, are lacuri ore și între blocuri întotdeauna era foarte mult spațiu verde. Ce s-a întâmplat în capitalism? Și-a cumpărat cineva 1000 de metri pătrați și a făcut trei blocuri acolo. Uh, și brusc stai într-un loc unde dai și un purcoi de bani și te, te uh, uh, datorez la bancă aproape pe viață uh, și te uiți la chiloții vecinului când faci duș, știi? Mm. Păi asta e de fapt problema. ajuns la asta. Da. Deci, uh, tocmai aici se, se întâmplă această uh, chiar asta e un foarte bun exemplu de resemnificare a spațiului. Mm -hmm. Atunci când ești nostalgic după locul natal, te întorci acasă, vezi copacul din copilărie unde ai stat și te-ai uitat la stele, și această nostalgie este ostoită, este liniștită, ca să spun așa. După care poți pleca din nou în lumea largă. Ori, în cazul nostalgiei comuniste, ca să spun așa, cel care vine înapoi în locul copilăriei nu mai găsește. Nu mai există Transforma, acel. Da acel loc este total transformat. Chiar dacă, chiar dacă el arată la fel, este altceva, este cu totul altceva. Deci, dau un exemplu ca să... Știi că odată am avut senzația că s-a schimbat și lumina. Iar altă lumină sau cu, cu temperatura de culoare a cartierului care a răsut, pare cu schimbată. Da. Și Uh, ca să dau și eu exemplu din copilăria mea, la blocul unde am crescut eu, la parterul blocului era o alimentară, un aprozar, o farmacie și încă ceva. O ungerie. Da. E, acum nu mai alimentare, este o, un supermarket. Nu mai este farmacie, că e o pizzerie. Uh, e același loc, dar cu totul și cu tot are cu tot uh, altă interpretare, altă semnificație. Prin urmare, tu nu mai poți găsi locul copilării. El nu mai este, nu mai există. E un soi de dezrădăcinare. E o dezrădăcinare. De... Nu mai e posibilă în niciun fel regăsirea a ceea ce ai pierdut în acest proces de dezrădăcinare care ți-a creat o nostalgie, ca să spunem așa, după locul din care ai plecat. Ori... Aceasta, gândește-te că în țările occidentale, care nu au trecut prin această ruptură care a fost cu uh, 1989, uh, procesul de schimbare, procesul de pe o stradă, pe un... Uh, într-un anumit loc, nu este atât de... n-a fost atât de dramatic. Lucrurile nu s-au schimbat. Un om normal din Occident poate să se ducă la el la unde a crescut și să vadă că lucrurile au rămas Destul de asemănătoare. Evident că există și acolo. Ceea ce nu mai e cazul, să zicem, în Estul Europei. Ceea mm. ce nu e cazul, pentru că în Estul Europei lucrurile s-au transformat dramatic și s-au transformat într-un alt sens. Și atunci apare și această, ca să spun așa, disonanță între vechile sensuri cu care un. Cu un puște a fost obișnuit în perioada comunistă, cu o anumită interpretare a lumii pe care el a deprins-o prin socializare, și noile sensuri care apar în urma noi interpretări, interpretării noi a lumii mm -hmm. da? de după 1989. Apare o disonanță și această disonanță apare pentru că uh, nu există o satisfacție care să fie dată de noua interpretare. Această satisfacție nu este într atât de mare încât să anuleze vechea interpretare a lumii. Cred că aceasta e una dintre. Explicații. Și este destul de bizar că, uh, practic, noi o ducem ceva mai bine. De da, fapt. Da, da, da. Și uh, uh, Inclusiv faptul că cineva îți permite să fie nostalgic arată că o duce mai bine. Pentru că uh, un most. eu, să fii nostalgic, e totuși. Uh. Am un lux. Te alinți. Da. Uh, trebuie să-ți povestesc, apropo de anii comunismului, că vreau să ajungem cumva zilele astea în zilele noastre, dar trebuie să-ți povestesc despre, nu știu dacă l-ai văzut sau nu și îmi scapă numele acum, dar o să-mi aduc aminte, este un documentar pe Netflix uh, făcut despre o situație din 1994. Eram adolescenți atunci, avem memoria lucrurilor foarte bine făcută, foarte bine, foarte corectă în cap. clar, limpede. E, acest documentar vorbește de niște băieți care făceau un purcoi de bani pe la cluburile din Miami, cu prostituție, droguri, cu în directă legătură cu cum îl cheamă zim. Marele diră de droguri din Africa de Sud. America de Sud. Escobar. Deci oamenii erau pe bătrâniți. Erau în directă comunicare cu domnul Escobar și erau pe afaceri împreună. Și erau foarte deschiși la ori și ce le-ar putea aduce bani. Motiv pentru care încep o afacere cu niște băieți din Rusia. Într-o primă fază cumpărau motociclete cu 200 de dolari și le vindeau cu 5.000. Asta așa... Super afacere. Super afacere, da. după care au început să se împrietenească cu niște cadre militare și au început să cumpere, cred că au cumpărat niște vase ca să-și tra... nu, au cumpărat niște elicoptere tot de asemenea să-și transforme drogurile și când au văzut că merge treaba au vrut să cumpere, e celebră povestea, submarin. Și cum s-a făcut deal -ul? Deci, uh, unul din băieții ăștia din Statele Unite a întrebat un profesor universitar din uh, San Petersburg care avea oarește ce legături cu armata. Și s-a sunat telefonul, vreau să cumpărăm un submarin, ăsta, uh, pe bune, <laughs> da, dăm trei zile să văd ce pot să aflu. Și a venit răspunsul, îl doriți cu focoase nucleare sau nu? Deci asta a fost răspunsul pe bune, că trebuie, el treia să vină cu echipaj. Și se deplasează la fața locului cumpărătorii. Aici mi s-a părut o scenă epică în film, reală, și a început cu un aparat de fotografiat să facă niște poze și amiralul din, din bază zice, știți, totuși într-o bază militară nu aveți voie să faceți poze aici și el a zis, știți, Escobar el patrone care dă banul trebuie să vadă ce cumpără. Ce bine, te costă 200 de dolari să faci poze aici și ăsta scos 200 de dolari aici. Deci, ca să aflu că, se spune în film, 200 de dolari era salariu de amiral da? în armata rusă în 1994. Până la urmă, afacerea a căzut magistral pentru că s-au înțeles la 30 de milioane în 3 șarje de câte 10 milioane, iar prima șarjă care a ajuns în Europa, omul care trebuia să se ocupe a fugit cu banii. <laughs> și nu l-au găsit nici astăzi. <laughs> da, era bine mersi, dar l-au găsit ăștia din film. Dar, ce voiam să spun? E, un tip de golă cum s-a întâmplat atunci... Am văzut-o acum într-un documentar și jur nu cunosc o goloneală mai mare decât asta în istoria recentă. Stau și mă gândesc ce o să aflu peste 20 de ani despre perioada de acum. Păi, a, despre perioada de acum, a... eu personal n-am trăit nimic mai straniu decât ce se întâmplă acum. Până acum, și credeam că am trecut prin multe. Așa am zis și eu, da. Da, adică am, am trecut prin perioada Revoluției, anii 90 cu Escobar, toți Escobarii din anii 90. Uh, criza economică din 2009, 2008-2009. Baron local, uh, da, deci Iliescu, că... Vadim, mai țin uh, minte. Dar. Da, da deci cred mm -hmm. că el, am, e, e am pentru o viață. Și mă rog, ce mai voiam să punctez uh, în discuția asta, băi, de fapt, ne putea să ne treacă glonț, sau cumva ne-a trecut glonțul pe la ureche, că dacă era un nebun care voia submarinul la cu focase nucleare, băi, putea să-l cumpere. Da, păi arată starea de degringoladă din uh, estul Europei în anii 90. Și într-adevăr a fost o perioadă de haos, anarhie, uh, care a fost de fapt perioada de pregătire a noi resemantizării a lumii. Uh, adică a căzut un sistem și trebuia să fie pus la loc un alt sistem. Uh, între cele două perioade. A existat o perioadă mai, mai interesantă, ca să zic așa, pentru că, într-adevăr, anii 90 au fost, după părerea mea, fără precedent. Adică, chiar și astăzi, dacă le povestesc celor mai tineri cam care era viața prin anii 90, sunt destul de șocați așa să audă cam cum erau lucrurile într-un fel. Aveam și 18 ani, era altă. Da. asta a fost marele nostru avantaj. Cum... Da, dar în același timp a fost și niște ani obositori, plin de, de experiențe foarte, foarte uh, stranii, ciudate, care te puteau, te puteau duce la dracu. Și pe mulți i-a și, dus, pe mulți -a și dus. Adică dacă nu erai atent în anii aia, puteai să să te orientezi spre zone tulburi de tot să nu mai ești de acolo. Există o constantă pe care am observat-o în ultimul timp. Am avut o perioadă în care mă duceam să-mi iau copilul de la școală, da? La ora 1. Motiv pentru care la ora aia se umplea de bune, bunici, mai puțin părinți. lasă că aveau toate o constantă, Erau vopsite și părul scurt așa, de o mare de capete. Măi, da, ce mi-a rămas în cap este următorul lucru. Eu eram responsabil, copil fiind pe vremea lui Ceaușescu, cu să iau rația de ulei, trebuia să iau rația de zahăr, motiv pentru care parte din copilărie mea a fost să o petrec la cozi. Am foarte limpede în cap pensionarii cu care îmi petreceam timpul la cozi și dress code lor. Oamenii ăștia, care, bonele care își luau copiii de la școală, aveau atunci vreo 40 de ani. Acum aveau 70. Păi drescodul era cam același. Singura diferență erau că mi s-au părut mult mai răi și mai nevrotici, pentru că discuțiile pe care le constat, încasam un sfert de oră cât îmi așteptam copilul, era de nora care e curvă, era de ginerele care e prost, iar am auzit una, mi-a rămas, mi rămas, ca citat, are bandă-l dracu. deci asta da, da. mi s-a Pentru că chiar anii 90, cred că sunt momentul în care se produce un fel de eliberare de limbajul așa zisul limbaj civilizat. Uh -huh. E perioada în care toți își dau drumul la gură. În care apare hip-hop, hip -hop da, în care lumea începe să vorbească altfel, lumea începe să spună lucrurile altfel, în care se ferește să mai vorbească în termenii cei mai onorabili, ca să zic așa. Tot atunci s-a uh -huh. petrecut pe trecut și asta. Iar astăzi vedem bă, rezultatul a ceea ce s-a întâmplat Destul de trist să-i vezi la 70 de ani atât de, de nevrotic, știi? At... Nu, vârsta aia e, e momentul să-ți nepoții, bănuiesc. Da. Și asta ar trebui să-ți să confere Oare ce bucurie să fie un motor destul de bun. E, nu se întâmplă așa. Nu, oamenii sunt... Eu am toată compasiunea față de pensionari, față de oamenii săraci în general, dar nici nu pot să idealizez oamenii săraci, nu sunt neapărat mai buni decât oamenii bogați. Sau oamenii bătrâni nu sunt neapărat mai înțelepți decât oamenii tineri. Da. Mai vorbeam asta cu, cu prietenul nostru comun Laurentiu Gheorghe care îmi spunea, înainte să înceapă Balșoi-Jihadul, da, mult înainte, s-a uitat la o, tot una din zilele naționale ale Rusiei, a fost o, o defilare cu armata și apăreau generalii aia. Și că măi, era o bucurie foarte tristă, era ceva resemnat, era se, se simțea și asta e numai departe de acum 4-5 ani. Că te refer la toată, tot evenimentul pe care îl organizează ei anual, nu? Da, da, da. În data de a fost și anul ăsta. A fost și anul ăsta, mm -hmm. da? Chiar anul ăsta m-am uitat și eu. <laughs> Mai atent. Noi toți ne-am uitat. Nu? <laughs> Noi toți ne-am uitat. <laughs> Mie nu, nu mi-au plăcut niciodată paradele militare când eram fica mea mai mică, am vrut să o duc o dată la o paradă de 1 decembrie și m-am răzgândit pe drum și n-am mai dus-o. Uh, acolo. Da, s-a o prostie. Uh, mă gândeam, dacă mie nu-mi place, de ce aș duce-o acolo? Este uh, evenimente de astea de PR uh, ridicole și depășite total de istorie, ca să, fac, ca să dau un exemplu, mi-aduc aminte tot în anii 90, era un tip care era șeful corpului de control. Nu știu, asta ar putea să mai fi spus chiar într-o emisiune de uh, O video Grecia, nu știu dacă mai aduce aminte. Era, ba da, ba, da, era, era un tip masiv. Un tip masiv uh -huh, așa. Uh -huh. și care a la un moment dat la o popularitate foarte mare. Uh, ca Oamenii îl credeau despre că un tip autoritar. Da, un zbir care rezolvă, care rezolvă da. lucrurile. Și mi-aduc o... aminte de el într-o emisiune cu CTP la Pro TV, care spunea vom face și vom trece. Da, da. da, și ăsta. la un dat a apărut, România s-a împrumutat de la Fondul Monetar Internațional și a venit cineva, nu mai știu cine, Verhoeven sau cineva, un reprezentant al Fondului Monetar Internațional, care era un tip ochelarist, slab, el cu gaurit cu Cu găurit. și, da, și da, lumea ridea de el și. Atunci, toată lumea a înțeles o mare lecție că ca să ai autoritate, nu, e, nu trebuie să fii masiv. Nu trebuie neapărat să fii masiv. Adică e suficient să ai un pix în mână cu care poți să semnezi niște acte. Uh poți să ai și pantofi scofălciți, dar dacă ai puterea pixului, e mult mai mare decât puterea mușchilor lui uh, acelui uh, politician român. E un alt tip de concepție și mi aduc aminte de asta, uh, era Adrian Năstase în campanie electorală și i-a zis o, o, o țărancă de la sat, care era foarte încântată de Adrian Năstase, zice mamă, ești gras și frumos ca un porc. <laughs> Știi, dar nu era nimic pozitiv era activ acolo, era tot pozitiv. Da? Da. deci, Avem această reprezentare a așa, e, autorității. Așa, e și cu, așa, e și cu armata. Deci faptul că ți arăți mușchii, adică îți scoți tancurile la înaintare, nu e neapărat un semn că ești puternic. Adică că ai o forță reală. Aici e și amuzăm cu armata. Cine oricum. are putere nu ține neapărat să o scoată pe masă, să o arate așa în fiecare zi. A, a, eu cred că e ceva de dreptul prostesc, așa, să scoți armata, să o pui să defileze. Înțeleg rațiunile propagandistice unei, ale unei astfel de acțiuni, dar cred că. Ți se pare ineficiente? Nu neapărat că e ineficient. Sunt mulți uh, idioți în uh, fiecare societate uh -huh. care cred în astfel de uh, acțiuni. Dar, după părerea mea, ar trebui să. Cum să spunem avem Avem altfel de comunicări. <laughs> Trebuie să te întreb o treabă. Uh, am, ajuns, am ajuns în prezentul asta, uh, fără precedent în viețile noastre. Uh, avem o grămadă de probleme uh, de tip economic. Da? și pare că vin probleme și mai complicate peste noi, de tip economic, pare că ăștia care suntem și mai săraci o să sărăcim și mai tare, tot aud treaba asta în ultima vreme. Versus, mai apar tot de scandaluri publice, din nimic, care dintr-o dată, cel puțin pe Facebook, acolo e platforma ideală, explodează, avem cazul buhnici, da. Avem cazul, zilele trecute a fost nunta lui Simion, în lista mea, în feed-ul meu de Facebook, a explodat lumea că de ce cântă Nicu Covaci, de ce cântă phoenix acolo. Păi stați-mă un pic. De la ce v-ați luat și de ce să nu cânte? Adică... Bă. Da, ai o treabă de asta. Am mai avut o, o ceartă, o discuție în contradictoriu cu o doamnă jurnalistă altfel, care era, avea un cult pentru Andreea Esca și a avut o mare dezamăgire că la ziua fiului lui Andreea Esca sau ceva de genul ăsta a cântat un manelist. Băi, și era incalificabil acest gest. Și zis, bă, stai un pic. Ce treabă are una cu alta? Adică... Ce voiam să te întreb scuză-mă că el Mai ce măi sunt sunt paranoic paranoic presupune să am informația corectă asta e o definiție sunt inventate treburile astea sau am ajuns la un soi de nevroză în care doar trebuie să dai foc dacă le inventezi le inventezi ca să să ascunzi problemele reale sunt inventate ca să poți vorbi ceva pentru că nu poți vorbi despre altceva. Uh, și problema agendei, că de fapt e o problemă de agenda publică. E foarte complicată și insidioasă și uh, perversă chiar. Ca să dau un exemplu foarte simplu. Uh, într-un oraș, într-un oraș mic, agenda publică este stabilită de primar. El spune că. Uh, prioritatea orașului e să mai facă o statuie sau să mai facă o roată panseluțe. panseluțe și așa mai departe. Presa, care de obicei este aservită primarului, spune prioritatea sunt panseluțele și uh, uh, să mai fac o statuie. Uh, bineînțeles că prioritățile pot să fie și de obicei sunt cu totul altele, adică s-ar putea să fie apa Prioritatea. Însă nu se vorbește niciodată despre apă. Și dacă trebuie oamenii pe stradă care e prioritatea orașului, ei nu-ți vor spune că prioritatea este apa, pentru că uh, au citit uh, foarte multe ziare și s-au -au uitat la televizor și au aflat că prioritatea este statuia, nu apa. Uh, deci, uh, e o mare problemă... Uh, stabilirea agendei publice. Și există momente în care agenda publică nu doar că este impusă de o agendă politică, adică agenda publică, practic nici nu poate fi formulată pentru că e formulată doar o anumită agendă politică care spune ce, care sunt, de fapt, problemele principale și care sunt exprimate prin mass media de regulă ci la un moment dat agenda publică însă și ajunge să fie blocată. Adică nu se mai pot discuta temele. Nu se mai poate discuta despre nicio temă. În momentul acela trebuie să apară alte teme care n-au legătură cu nimic. Care sunt niște bizarerii. Gândește-te la doi oameni, doi, el și ea care s-au certat și se întâlnesc undeva la terasă și încep să discute tot felul de lucruri nesemnificative. Discută tot felul de subiecte. Așa? În timp ce ei au o mare temă de discutat. Da, ei au o mare temă de și discutat. De nu și... îi zice disonanță cognitivă? Da. Și discută deci, lucruri absolut care nu au niciun, nicio legătură cu tema respectivă. Așa se întâmplă și cu astfel de, de discuții care apar în mass media. Adică noi avem chestii grele de discuta, pe care nu le putem discuta și știm toți de ce nu le putem discuta. Știm toți de ce nu le putem discuta. Și atunci discutăm despre buhnici, despre nunta lui uh, uh, Simion și despre alte astfel de subiecte uh, ca să, ca să ni se pare că de fapt suntem liberi să discutăm. Măi, ce mai observ eu și mi se pare îngrijorător, dar am și această dilemă dacă treaba asta există de când hău Uh, și se observă mai bine în social media sau social media uh, 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 accelerează foarte mult acest proces de ură, realmente de ură. Uh, am foarte mult... A, a fost această... Dacă mă întreb pe mine o nenorocire ce s-a întâmplat cu fata lui Dugin, da? Uh -huh. Măi am văzut comentarii de oameni care radiau de bucurie yeah. că cuiva, cineva i-a omorât copilul. Bă, țin nebunii la cap, adică totuși, nu-ți place personajul, am înțeles, dar na... S-a ajuns la genul și deci, care, cum să spun, nu e numai aici este toată presa occidentală mai nou că am și o această surpriză proprie, niște metehne ale noastre pe, pe care le-am găsit feudale aici și pe care le știu cum funcționează aici în zonă totodată le vă la CNN da, a scris un o carte ca zi, pe la anii 90 care se chema The Balkanization of the, of the West. Da, bună asta. Da. Uh, nu știu ce să zic. Pe mine personal mă inter Ia Ura este clar un fenomen de uh, radicalizare care e generat de un de mediu Adică știm foarte clar cum funcționează acest mm -hmm. mediu, care încurajează izolarea și această izolare uh, conduce ulterior la întâlniri. Uh, puternice între bule, și asta duce la accentuează sentimentul ăsta de, de ură. De... Un tip de exagerare, cum a fost zilele trecute cu nunta lui Simeon, uh, purtatul de ie, care era o treabă foarte fancy și care s-a exportat din România, da, mă rog, să fac da. în China sau pe unde să mai fac, alea mai ieftine, uh, purtatul de ie, care era o chestie frumoasă, tradițională, dintr-o dată a ajuns să fie un simbol al legionarilor? Deci, nu gândit mă cu asta. Doamne ferește. Bine, asocierile se pot face și ele nu, nu sunt chiar absurde. Adică și legionarii portau țoale de-astea tradiționale. După părerea mea, evenimentul nu a avut nimic tradițional. Adică nu mi s-a părut că e ceva tradițional un fel de instrumentare, dacă vrei a, a, a valorilor tă, tradiționale într o formulă de altfel postmodernă. Adică mie mi s-a părut că Simion și, și cu soția lui au făcut un fel de live pe Facebook. A fost ceva o nuntă de pentru Facebook, da. Da, e asta, adică narcisismul de Facebook a fost foarte vizibil, adică nu... Și asta nu -are, are nicio legătură cu tradiția. Deci, cu... Uh, dar ce vreau să spun, că ce am observat ca fenomen, și care poate că are și el rolul lui în accentuarea urii, în, în stârnirea de fapt a urii pe rețele, și anume faptul că nu inter... există un control al interpretării în media clasică interpretarea ținea de gatekeeper, adică de cei care controlau accesul la media, la televiziune, la ziare, la radio. Și ea era controlată inclusiv la nivel ideologic, la nivel discursiv. Nu putea să apară orice în media. Adică erau niște lucruri care nu puteau să apară. Chiar dacă a murit Fica unui dușman, așa, nu, puteai să, nu putea să apară în media că te, ești de-a dreptul fericit că a murit fica acelui uh, om. nu? În schimb, a, a, în, pe, pe rețele unde discursul nu e controlat, în, cel puțin nu e controlat în tipul ăsta de manifestare, uh -huh. mai insidios controlat. Da. Uh, oamenii exprimă lucruri fără. A avea un exercițiu al discursului public. Oamenii nu au, foarte mulți, nu toți, dar foarte mulți, nu au acest exercițiu al discursului public. de ciuca. Da. Și nici măcar al interpretării nu au acest exercițiu al interpretării și uh, este vizibil. De pildă, eu am această experiență când scriu pe Facebook și scriu o interpretare și la comentarii mă trezesc cu tot felul de discuții care n-au nicio legătură cu... Text. Extrasul din... Celebru extras din context? Uh, și extras din context, dar și interpretări aberante, mm -hmm. mai mult sau mai puțin ciudate. Adică interpretări unui text, oarecare. Adică, mm -hmm. uh, deci acest exercițiu al discursului public, după părerea mea, uh, lipsește și normal să lipsească, pentru că nu toți sunt... Uh, oameni de media. Nu știu, nu știu, oameni nu știu. Faptul că scrii pe un cont de Facebook nu înseamnă că te pricepi la de comunicare. Mă aduce în situația, să citesc, din președintele Iliescu, comunicarea este lucru dracului. <gălători> da, da, așa e. Da. Mi-aduc aminte de, de pildă. În campania cu Trump în Statele Unite, CNN a făcut o chestie, mai vorbit asta, a făcut o chestie fără precedent. A fost o glumă pe care a făcut-o un băiat de 20 de ani sau 22 de ani, nu mai mult de atât. Era o scenă care tot umbla pe net cu Trump care se lua la trântă cu un wrestler și dă cu wrestlerul de pământ. Da, era o chestie regizată. E, iar acest tânăr a luat sigla CNN-ului și a pus-o în cap wrestlerului care șofura. Da. Uh, o mema. mema. Uh, era chiar filmuleț, nu știu da. dacă. Film... Da, Mema, în fine. Și uh, ce a făcut CNN-ul? I-a -a aflat adresa de IP și a, a făcut un material pe post în care l-a amenințat. Deci, mie mi se pare fără precedent ca o publicație da, sau o televiziune să-și amenințe un cititor telespectator. L-a amenințat că dacă, face, dacă mai face de astea, îi va da IP-ul pe post, îl va face public și uh, să-și asume consecințele. Mie mi s-a părut foarte grav. A fost și o reacție foarte interesantă. Există acest uh, Infowars condus de Alex Jones, uh, știi ce zic, uh -huh. și uh, uh, l-a spus, uh, noi punem la bătaie 20.000 de dolari faceți cât mai multe de astea, votați-vă între voi și care e cea mai bună va câștiga banii ăștia. Și aia s-a întâmplat a doua zi, a fost o reacție. Dar mi s-a părut, repet, fără precedent și cum mi se pare presa acum fără precedent în tot Occidentul, în zona asta de propagandă. Măi, cum ai ajuns să-ți ameninți un telespectator? Ai nebunit la cap? Da, sunt lucruri foarte ciudate. E adevărat că și presa mainstream, E supusă la presiuni foarte mari, inclusiv din partea unor uh, uh, oameni care nu au nicio legătură cu presa, dar uh, o, sunt de fapt sursele acestei presiuni. Adică sunt oameni care produc uh, fake news, cum se zice, uh -huh. produc face, fake news programatic, nu pentru că ar avea un interes politic sau de altă natură, ci pentru că asta le aduce bani. Produc tot felul de informații false pentru că sunt foarte urmărite. Și atunci, inclusiv mediile mainstream sunt confruntate cu acest fenomen. Ce facem? Continuăm să publicăm informație cât de cât verificată sau intrăm la bătaie cu acești băieți? Eu cred că reacția a fost una dintre reacțiile în fața acestui gen de. Uh, uh, tip de fake, fake news. Bineînțeles că reacția este total uh, aberantă. aberantă. Pentru că, mema e umoristică. Era da, o glumă, și măcar da, nu. Da. În da. da. asta, cnn și-a exprimat puterea, adică și-a manifestat puterea în raport cu cineva. Ce urât, da? Cu cineva, da, ceva foarte urât. Și mai e și treaba asta, că trăim în plină propagandă acum. Am mai tot repetat asta, pe mine mă amuză că eu personal, care sunt consumator de știri, am ajuns în situația să-mi iau informații corecte de pe Telegram, unde urmăresc tot soiul de canale, o aplicație ținută, o să râs, de un ucrainian și un rus, da? care sunt asociați și acolo am o grămadă de informație poate nu întotdeauna corectă, dar care contrabalancează informațiile pe care le încasez în mod regulat, hai să zicem, de la presa românească. Cred că una din cele mai mari tâmpenii pe care le-am constatat în ultima vreme este și cred că funcționează și pe, pe tipul de audiență și de, și de emoțional foarte mult. Mai aflu în fiecare zi cât de proști sunt ăștia soldații ruși, că fu cu mașinile de spalat, că vai de capul lor, că nu știu ce, versus, da, și vine Pentagonul și confirmă, Rusia a luat deja un sfert de țară. Băi, băi ce facem? Și dacă nu e total păgubos să ne mințim, este total pentru că păgubos. la o adică îți cade în capul. Uh. Presa funcționează după un anumit principiu al pozitivității. Adică, interpretarea e deja dată, ea nu trebuie să fie, decât să fie umplută cu informații. În interpretarea, să zicem, pro-occidentală, evident, armata rusă e ceva rău, armata ucrainiană e ceva bun. Prin urmare, Toată informația care e furnizată, dincolo de propaganda ca tare, trebuie de... să fie în această formă uh, care să alimenteze, de fapt, această interpretare cu informații. Și atunci apar. Putin o să moară peste șase luni că e bolnav. Sau o să pierdă după un an peste un an jumate, o să-și pierdă puterea, o să fie răsturnat de la putere. Sau armata rusă pierde teritorii, oamenii fug cu mașina de spălat. Și a, toate aceste informații trebuie să satis, să satureze interpretarea care e deja uh, formulată. Care este, de fapt, funcția ei? Funcția ei este să te împiedice să te gândești te oblige să nu gândești altfel. Să mergi în continuare în... Asta e, de fapt, singura ei funcție și care e o funcție strict propagandistică. Adică e un blocaj. Și e un blocaj care e dat de realitatea războiului. Adică, normal că noi putem să criticăm, avem dreptul să criticăm. Dar, în fond, dacă privești lucrurile la nivelul să zicem, un etaj mai sus, dacă te-ai pune în poziția unui general de armată de la NATO... Deci uh -huh. se pare justificată uh, să faci tu da, treaba, să da, niște. Da, deci e o chestiune care ține de... Uh, să spun, de decizia de a lupta, ai, deci, ai luat decizia să să lupți împotriva Rusiei. Prin urmare... Uh, Toată interpretarea va fi anti da? Nu există nuanțe. Și oricum, război, război mediatic e foarte important. Război e mediatic până. e foarte important și război nu există nuanțe. Deci nu, nu e ca și cum discutăm despre bugetul de stat. Da, asta e o minciună cu totul de la cap la coadă, care, da, repet, e. în final nu poate să fie decât pagubosă ca orice minciună. De e și parcă, într-un fel, și alimentează, de fapt, negativul. Pentru că atunci când auzi poante de genul Putin va fi învins peste un an și jumătate... Păi pe ce pare... te bazezi bănilă campoana da, lui nu, nu există niciun argument solid, pentru că ai, poate să fie, poate să nu fie, deci nu există un argument solid și aproape că te face să gândești dacă nu cumva s-a întâmplat ceva grav de... Uh, trebuie să fii bombardat cu astfel de minciuni. Dacă nu cumva lucrurile stau de fapt... Invers, mult mai rău. Adică. Păi, până la urmă, așa s-a dovedit. Da. Mie mi se pare, pentru România cel puțin, mi se pare foarte să că suntem aici și să ai o imagine falsă despre toată povestea. asta. Pe mine ce mă deranjează, ca să spun așa, la ceea ce se întâmplă la noi, este că nu a fost încă formulat un discurs coerent. Adevărat despre situația în care se află România. Pentru că situația a României nu e deloc una simplă. E o situație foarte complexă. Într-o Uniune, într-un într Est, într-o regiune din proximitatea Rusiei, la granița cu războiul, România e una dintre puținele țări foarte pro-americane, foarte pro-europene, care au mai rămas. Gândește la Turcia, Ungaria, Polonia. Serbia, chiar uneori și Bulgaria. Prin urmare. Și românia... nu e o țară chiar mică. România. Și nu e o țară chiar atât de mică. Prin urmare, România face un anumit joc relevant în acest spațiu. E un joc complicat și relevant. Și atunci, oamenii trebuie să fie... Oamenilor trebuie să li se comunice acest lucru. Trebuie să li se explice exact cum stau lucrurile. Păi, explicația a fost că orice acum nu s-a mai poate pentru că Putin. Îți aduci bine minte. Asta vreau să spun. Nu e suficient să spui Putin e rău pentru că toată lumea înțelege asta și toată lumea știe ce cum e Putin. E important ca oamenilor să li se explice exact situația, descrierea situației într-un mod adevărat. Pentru că acest mod, această descriere a situației României, în primul rând, nu e ceva, cum să spun eu, atât de obscur și care n-ar putea să fie comunicat. Adică nu pretinde să deconspiri toată strategia militară sau, militară sau politică a României în raport cu Rusia sau cu războiul din Ucraina. Nu. Presupune doar să descrii o situație inteligibilă pentru cetățeanul mediu. Ei, tocmai pentru că nu este comunicată această descriere, apar speculații, interpretări, uh, care. cele mai multe dintre ele sunt aberante, greșite, dar care sunt alimentate tocmai de această lipsă de comunicare a autorității și lasă în plus impresia de lipsă de democrație, lipsă de libertate. Premierul sau președintele sau autoritatea în general putea foarte bine să spună, suntem într o perioadă dificilă. Perioadă. perioadă, da, suntem într o perioadă dificilă. Avem situația aceasta. Nu putem să ne permitem mai mult, da? Suntem toți aici, avem nu, avem de rezolvat niște probleme. Nu putem să ne transformăm peste noapte în niște uh, iliberali, cum se stai termenul, uh, ca în Ungaria. Suntem un avampost occidental. Uh, asta este uh, direcția pe care România și-a asumat-o. Ne-am asumat direcția asta, mergem toți în uh, direcția asta. Prin urmare, asta e situația. Și eu nu cred că oamenii nu ar înțelege exact uh -huh. situația care, în care se află România. Însă ne comunicându se nimic, da, practic nu se comunică absolut nimic despre tema asta, ca și cum ar fi totul așa o, un, un secret. Să-ți dau un exemplu. să dau tot felul de interpretări de asta. Să-ți dau un exemplu mai. despre cum funcționează, cum a fost în, în tocmai o situație și cum s-a interpretat. Chiar zilele astea, Scholz al Germaniei, a povestit el de un soi de uniune, da, care includea și Azerbaijan și Turcia, o treabă, asta mai complicat, un soi de ONU al nostru, de aici, de Europa, și care trebuie să ducă și la introducerea Bulgariei și României în Schengen. Da. N-a spus că, în sfârșit, suntem primiți în Schengen și că nu știu ce, ci că urmează, la un moment dat, să se întâmple și. N-am avut decât de reacții de, de, umil, de umil, și din partea PSD, cum îl cheamă Ciolac. Ciolacu, și din partea lui Honis. vă mulțumim să trăim, să trăiți, vă pup pupăm mâinile și picioarele. Că noi intrăm în Schengen. Băi, stai, că nu despre asta s-a vorbit, dar fix asta a fost interpretarea pe care au dat-o ei prin cele câteva comunicate publice. Da, uh, și uh, de fapt interpretarea e. Mult mai, mult mai complexă. Da, ce a, a, ce a declarat bine. Scholz din câte știu eu, și uh, Macron a susținut chiar la București uh, intrarea în spațiu Schengen. Uh, Ola Scholz a ținut acest discurs într un context el fiind în țara lui destul de contestat. Uh, da, și el a vrut să rostească un discurs vizionar. Adică, a vrut să propună o variantă de viitor a, a Europei, care în același timp conține un tip de repoziționare a Germaniei, atât în raport cu SUA, cât și în raport cu Rusia. Și, deci, cred, e... în raport cu propria populație. Și în... Bineînțeles că, în primul rând, în raport cu. a vrut să le spună ceva germanilor. A vrut să le spună, probabil. Uh, Germania nu are de gând să stea, uh, sau nu mai are de gând să stea liniștit, adică să stea cu minte în uh, ograda ei, uh, are de gând să-și afirme politica uh, internațională. Pentru că, în momentul în care el a spus, România trebuie să fie primită în spațiu Schengen. Dincolo de chestiunea strict uh, tehnică a primirii, el a spus: Germania este interesată de estul Europei. Da. Asta e, de fapt, uh, propoziția mai generală care se ascunde în formularea: România trebuie să fie primită în spațiu Schengen. Uh, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că uh, afirmațiile, de exemplu, ale lui Putin că, într-un fel, Estul Europei este o zonă de interes pentru Rusia, legitim pentru Rusia, este, este contrazisă de Germania, care spune același lucru. Estul Europei este o zonă de interes și pentru Germania, la fel de legitim. Prin urmare, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Adică, Germania n-a mai, mai spus explicit suntem interesați de Estul Europei. În același timp, este și o activare, să zicem așa, sau formularea unei activări a Germaniei în raport cu este Europei, o, o zonă care a fost mai degrabă una de interes american, principal uh -huh. de interes american. Deci este și o repoziționare în raport cu uh, SUA. Nu cred, deci repet, nu cred că e doar un simplu exercițiu tehnic uh, vom primi... Uh, România și Bulgaria și Croația în uh, spațiul Schengen. Adică ar fi prea, pu prea, puțin dacă am interpreta în, în stilul ăsta. Uh, interpreta, cum să spun eu, răspunsul autorității românești ar trebui să țină cont de toate aceste elemente. Exact, era cu totul să context. fie un răspuns mai complex. În loc de a spune pur și simplu să rămână uh, ne băgați în Schengen, Poate, să, fi, boierule, poate care... să fie același lucru spus într-un în termen care să se ridice la nivelul discursului lui uh, Olaf Scholz. Măi, noi nici mai avem politică externă, dacă mă întreb. O, chiar trebuie să te întreb a, acest aspect. Există din ce în ce mai multe voci care spun că, ușor, ușor și pene simțite, România s-a transformat într-o colonie, de fapt. Cât de departe suntem de adevărul ăsta? Mă rog, de această afirmație. A, discuția... Suntem o mână de iesmeni șantajabili a... înclinați la marea poartă. A, discuția legată de colonizare e foarte complicată. Adică eu Și nu cred că putem să o epuizăm noi în momentul de față. Însă, este exact ce spuneam, am încercat să spun Adineauri. A... Formularea discursului, explicația publică pe care poți să o dai, te ferește de astfel de uh, acuzații, uh -huh. de astfel de interpretări. Suntem o colonie. Pentru că dacă dacă autoritatea spune, avem niște înțelegeri cu niște parteneri de-ai noștri pentru care trebuie să facem ceva, pentru că și ei ceva, fac ceva pentru noi. Da? Ne asigură securitatea, ne -a, da? Suntem împreună în povestea asta? Suntem împreună asta, în da? povestea asta și așa mai departe. Trebuie să facem anumite lucruri, dar nu în acel limbaj uh, stupid. Uh, avem un parteneriat strategic și cu asta basta. Deci s-a repetat de, de atât de multe ori ideea asta, parteneriatul asta. Am înțeles. Deci eu... Am înțeles că e un partener strategic, dar noi vrem să înțelegem lucrurile în modul concret. Ce presupune exact. Da, al funcționării lor. Și eu cred că acest lucru poate fi explicat mult mai inteligent decât prin simpla formulare avem un partener strategic. Deci, uh, contează foarte mult lucrul ăsta. Contează foarte mult uh, felul în care este uh, spus discursul pentru ca oamenii să poată să priceapă exact Uh, să nu, nu, numai, nu numai ideea de parteneriat, ci și mizele României, ci și aturile României. Care sunt aturile? Adică, de ce uh, avem acest parteneriat strategic? Numai pentru că noi avem nevoie de americani. Americanii nu au nevoie de noi. Înțelegeți ce vreau uh -huh, să zic? Uh -huh. uh, deci, și, în mod sigur, și americanii consideră că au nevoie de noi. În mod sigur, consideră. Și cred că există motive concrete pentru care... Da, bineînțeles. Ei, toate aceste lucruri ar trebui formulate într-un mod transparent, ca să, zic, ca să folosesc cuvântul... Că senzația este că se desfășoară lucrurile cumva pe poziții de forță și... Da, da. ce privește, cum să spun eu partea, să zicem, economică. E o discuție lungă, pentru că și comunismul a fost o formă de colonizare. care a fost o mm -hmm. formă dură de colonizare. Și există interpretări care favorizează acest, să spunem, acest frame de colonizare. Adică, ca interpreți care văd și eu, într-un fel, sunt de acord cu această interpretare care spun că comunismul de fapt a fost o formă ideologică a imperialismului rusesc. Uh, și că de fapt ceea ce nu a contat în primul rând comunismul, care vezi doamne era internaționalist, da, ci a contat dorința de expansiune a Rusiei. Și Normal, după 1990, noi am intrat și într-o, să spunem, într-o perioadă postcolonială, post în raport cu Uniunea Sovietică. Am intrat în același timp într-o reconfigurare în interiorul lumii occidentale, în care am mai fost cândva. Și am fost întotdeauna la periferia ei. adică de la. Început. Și când am mai fost, noi ne-a fost neapărat rău. Da, nu ne-a fost neapărat fază, rău. Am, noi am trecut în secolul al XIX-lea în zona orientală otomană, în zona occidentală. Uh, deci a mai fost în acea zonă, practic e zona în care noi ne-am manifestat cel mai uh, bine, ca să spun așa, mm. dintre toate locurile pe unde am fost. Am rezonat mai mult. Culmea e că și Rusia, dacă te uiți la literatura rusă, ea e spre vest, nu e spre spațiu da. eurasiatic. Și, și cum... într-un fel, orientarea spre vest a Rusiei a precedat orientarea noastră spre vest și a deschis, mm. într-un fel, și orientarea noastră spre vest. Deci... Uh, Discuția, ca ta. și în ce măsură uh, caracterul periferic al României este o formă de, sau este, ca să spunem așa, condiția colonizării economice? Uh, în ce, să spunem așa, sau are măcar niște efecte colo de colonizare economică, dacă nu e chiar o colonizare totală? Uh, uh, e o discuție atât de uh, complicată. E, adică ce vreau să spun. E foarte simplu să zici România a devenit o colonie. Da? Uh -huh. Ceea ce poate să fie adevărat poate să nu fie adevărat. Problema este să înțelegi de fapt lucrurile în manifestarea lor practică. Pentru că nu e cum să spun eu, nu e, e ca și cum Franța ar fi colonizată o țară africană. Lucrurile nu se nu se întâmplă în felul ăsta astăzi. Nu, nu e același tip de, de exprimare uh, politică sau economică. Uh, și uh, mai mult decât atât, să spunem că ele sunt, uh, realitățile sunt de așa natură încât se exprimă și sub forma autocolonizării sensul că există o dorință foarte mare de apartenență la vestul Europei a multor români și există nenumărate exemple. Chiar recent am scris un articol despre, auto, despre Bucovina ca brand de autocolonizare. Cred că Bucovina e de fapt numele dat de ocupantul austriac unei regiuni care între timp, după 1989, a devenit un mare brand Uhum. Bucovina a okay. devenit o mare brand Și atunci, practic Este luat termenul Bucovina Pentru a exprima Apartenența la Occident Apartenența la civilizație Ok Înțelegi? Deci în sensul ăsta e un fel de autocolonizare Vrei să răspund eu? <laughs> da uh, Vrei să luăm o pauză? Nu, nu. Așa, mai am o întrebare. Uh, avem acest context, da? Avem contextul cu, hai să zicem, să folosim termenii de operațiune specială în Ucraina. Avem o situație cu Ucraina care, mie personal, nu mi se pare prieton omului, nici cu canalul Bustroie și cu tot ce am pățit. Adică lucrurile nu stau așa. Uh, Zelenski e un tip care, mi se pare, la fiecare intervenție mai face câte o reclamă publică la armamentul care vine. Uh, și avem o situație în Europa. Avem, de pildă, la recensământul din Franța, 51% din populație nu este franceză. Nici în Anglia lucrurile nu stau mai fericit, nici în, partea, nici în Germania, nici Germania nu este departe. Se schimbă dinamica lucrurilor. O să fac și această paranteză. Am fost odată în Maroc, și uh, în, uh, în piața publică acolo din, uh, din Maracheș, da, erau unii care cântau, mai era unul cu cobra, da? dar mai era un el, care aveau un sac de rafie cu porumbei vii, aveau un vultur un pleșuv de la fără păr pe gât pe un număr și o buvniță pe celălalt și scotea porumbelul, îl ținea așa și ăsta îi ciugulau din mână și îi curgea sânge aici și, m-am oprit ca prostu să caz gura în momentul în care a venit în momentul 2 un el să-mi ceară bani că, că gura la ăla și zis, bă, ține bunul, la e, așa ceva în Europa nu vezi. Dar oamenii care vin de acolo în Europa și care acum sunt 51% în Franța, au alt mindset și altă raportare și nu prea știi cu ce se ocupă în Europa. Ai un, un exemplu fericit al Turciei. Comunitatea turcă din Germania sunt oameni foarte muncitori care își văd acolo de, de business lor. Dacă te duci și stai acolo, m-am dus trei zile, am văzut, ei nu prea se combină între ei, de pildă. Nici nu ies împreună. Fiecare își vede liniște de treaba lor. Uh, mai departe nu știu cum stau lucrurile, dar în tot acest context și cu răzbelul de aici, vine Orban cu discursul lui în care el, mă rog, îi s-a apărut și Iohannis, de asta m-a amuzat, a apărut Iohannis după 8 zile a avut Iohannis o reacție, mă rog. Cum ți s-a părut acest discurs al lui? Și din, cum să spun, te întreb odată cum ți s-a părut prin ceea ce, prin ideile exprimate, dar și prin experiența omului care a scris discursuri politice. Bine, discursul, discursul lui a fost bine formulat. Adică a fost a, un, discurs se pare complex, uh -huh. un discurs impecabil complex, un discurs intelectual, ca să zic așa. El a avut niște elemente gvasi rasiste, ca să zic așa, în interpretarea lui. Da, dar eu nu sunt de acord nici cu nici, nici, cu Orban, nici cu adepții unei deschideri totale, ca să zic așa, sau nu neapărat unei deschideri totale, cât unei perpetuări a vechilor Orientări coloniale ale statelor din vestul Europei. Uh, și cred că, de fapt, dacă ne gândim la discursul lui Olaf Scholz, cred că avem pentru prima oară, în mod explicit, formulată o linie. O linie de apartenență mm -hmm. a Estului Europei la uh, Europa, în mod definitiv, ca să zic așa. De ce? Uh, pentru că după extinderea Uniunii Europene înspre estul Europei, statele din vest, Franța, Marea Britanie în special, au rămas într-un fel captive fostelor, foste orientări către, peste mări în fostele teritorii. Ne, ne ducăm până la capăt din punct de vedere conceptual, această reorientare a Europei către estul Europei. A Uniunii Europene către Estul Europei. Uh, era o, eu am numit fenomenul ăsta un fel de scleroză în plăci. Adică, rămâi blocat da, în, da, într-un în, proiect, într de... proiect și nu dai seama că lucrurile s-au schimbat. Uh, uh, cred că, în momentul de față, asistăm la o, la o re reorientare uh, în ceea ce privește Estul Europei. De altfel reacțiile naționaliste, iliberale, să zicem, din Estul Europei, nu sunt provocate doar din interiorul statelor din Estul Europei, ci le sunt un răspuns la o anumită politică a Uniunii Europene, care, bineînțeles, Uniunea Europeană era și este în continuare condusă de marile state din vestul Europei. Deci, într-un fel, pentru a rezolva aceste, aceste reacții naționaliste din estul Europei. Uniunea Europeană însă își trebuie să-și remodeleze politică da? și să arate mai mult interes față de uh, ce se întâmplă în estul Europei. Și dincolo de războiul ăsta de aici, da? Europa, Occidentul și vorbești și de Statele Unite și de tot ceea ce este pe această platformă creștină, mm -hmm. uh, a venit cu politicile astea progresiste și a venit la un mod de foarte agresiv. Da. mie personal mi se pare aberant să, să politizezi ce se întâmplă în dormitorul cuiva între doi oameni, sau, înțelegi? E, și uh, mi se pare cumva că reacțiile astea sunt o reacție a conservatorilor care e mai mult sau mai firească ca reacție Treia să apară cumva, da. ai Polonia cu legea anti-avort, ai uh, Ungaria cu da. anti-LGTB, când, când se creează un anumit conflict ambele, ambele părți exagerează Adică merg da, da, da. mai departe decât mm -hmm. ar trebui să meargă. Tocmai asta spuneam, că o, o anumită echilibru, un anumit echilibru la nivelul politicii europene... Pentru că... Ce da, spuneam mai devreme? Dacă am o I, acum sunt da, de da. extremă dreptă. Dar e, și poate uh, teama, inclusiv romanele lui Wellbeck, exprimată uh, de islamizare da. a Franței teama asta n-ar mai fi atât de acută dacă Europa, dacă Uniunea Europeană s-ar vedea pe ea însăși ca, pe, ca un întreg, da? nu ca pe ca un cum să spun eu, o formulă de conducere a unui fel de, va fi, imperiu, da, care are, are și o zonă o europeană, are și o zonă africană, să spunem așa. Cred că înțelegi ce da, da, vreau da. să zic. Deci globalizarea uh, um, Da, deci uh, eu cred că lucrurile ar trebui reașezate total în, în Europa, în Uniunea Europeană. Și acest discurs, da, mă rog, că e doar un început. Arată de fapt un da, arată de, de ce Uniunea Europeană trebuia să fie mult mai atentă la el și, mai coerentă pe... și mai coerentă în politicile față de Estul Europei, pentru că ui, ui, vedem ce s-a întâmplat. Da? Vedem ce în primul rând, apariția mișcărilor naționaliste, uh, care sunt o reacție față de politica uh, europeană și, în al doilea rând, războiul din, uh, războiul din Ucraina. Mai este o situație cu Uniunea Europeană uh, uh am văzut o comparație undeva, mie mi s-a părut justificată, poate mă înșel, de aia te întreb și pe tine, a ajuns la un nivel administrativ foarte puternic, iar niște oameni care n-au fost votați nicicum, vezi Ursula von Pfizer, <laughs> așa, a ajuns să conducă și să vârtă banii noștri ca cu lopata, fără să întrebe nimeni nimic dacă am avut un scandal, s-a pus sub acoperire în momentul 2. Știi, am ajuns la situații de-astea care seamănă izbitor cu Uniunea Sovietică și ai o administrație mai puternică decât... Uh, despre deficitul democratic din Europeană, Europeană se discută destul de mult. Adică și... S-au mai luat unele măsuri de întărire a Parlamentului European, dar niciodată nu s-au luat măsuri uh, importante din punct de vedere politic, în așa fel încât să fie rezolvat acest deficit. Adică e vorba de relația pe care cetățenii Uniunii Europene o stabilesc cu autoritatea Uniunii Europene. Contractul. Care, contractul. De Social. ce fel de tip e? Într-adevăr, ea a produs o birocrație care adesea e ruptă de, de realitățile, realitățile din teren. Din teren da. Și dincolo de toate astea, revenim și în zona asta de pop Culture. Mai avem aceste personaje publice care, uite, au și ele niște opinii. Și o să începem. A fost un celebru interviu cu Roger Waters, antiprogresist de felul lui, da? care s-a dus cum ar veni în. în în The Belly of the Beast la CNN. Și bă, cum ți s-a părut discursul lui de acolo? Mie mi s-a părut că omul se alintă realmente și am citit o mică ticoloșie, dar ai spus nu cred asta, dar uite s-ar putea să are om 80 de ani, s-a însurat din nou, trebuie să facă puțină impresie bună. Am, acest, am dezvoltat în ultimii ani acest filtru freudian de a vedea lucrurile, s-ar putea să nu fi departe de adevăr. Uh, da, încercarea lui de a, de a mai, uh, cum să spun eu, de a ieși din nou în față cu ceva, de a mai zice ceva uh, Eu m-am uitat și la concertul noului concert pe care îl susține acum prin Statele Unite Și are de asemenea niște mesaje provocatoare Începe concertul cu un mesaj cu vocea lui din off, un mesaj scris pe, care apare pe mm -hmm. ecrane. Dacă nu îți convine politica lui Roger Waters, du-te la Fuck off to the bar, du -te da, la bar. Gen. Și alte astfel de mesaje care apar și în timpul concertului, care de altfel sunt tipice pentru tipul de concert Pink Floyd Roger mm -hmm. Waters. Uh, și care în, mie nu mi se par ceva ieșit din comun. De, de, de exemplu, narrative's rule. Adică narrativele conduc uh, lumea. Să Ce pare platitudini. Da, sunt niște platitudini mm. care poate că nu pentru un public, uh, nu știu, foarte larg. Exact asta e, a, fost și impresia mea, că s-a dus acolo în, în, buricul bestiei, da? ne exprimind altceva decât niște platitudini. De ce s-a dus la CNN? Habar n-am. Dacă mă întreb pe mine, pentru mai multă audiență nu la CNN trebuie să se ducă. CNN nu-i cap ca audiență, să nu ducă te pășești la un podcast. Să <laughs> putea să ducă, da, la un podcast. Da, da. și asta e altă problemă. Adică dacă ești, uh, cum să spun, uh, uh, atât de radical în pozițiile tale, de ce te duci la CNN, care este portavocea propagandei americane, nu? Progresismul american. Da. Sau, mă rog, portavocea democrațiilor, da? Democrațiilor, da. Mai, mai corect. Dar, eu nu asta am criticat. Eu nici măcar nu am criticat poziția lui politic. Pe mine mi-a atras, mi atras atenția alt, alt aspect și care ține de activism, activismul lui de brand, ca să spun așa. Chiar unul dintre chitariștii lui a spus că ceea ce face Roger Waters este activism. Ceea ce este? Ceea ce este. Eu, aici o discuție întreagă legată de relația dintre muzică și artă în general și activitatea politică inclusiv uh, nu numai artă, dar și sportul, să, să spun așa. Sau alte tipuri de activități care nu au legătură cu, directă cu politica. Uh, genul fotbaliștilor care genunchează pentru temir ce campanie la început de meci. Am văzut și de asta. Da, da. Uh, cred că nu știu dacă Michael Jordan, nu mi-aduc aminte exact, un basketbalist în orice caz, un basketbalist american, la un moment dat făcea reclamă la sneakers. Și ca să nu fie inter, pentru că sneakers fiind o, un produs pentru clasele de jos, a zis ceva de genul Republicans buy sneakers too. Adică și cei mai bogați ar putea să. Uh -huh. uh, republicanii fiind da, da, reprezentanții da, da. Uh, celor Bogat. mai bogați. Prin asta, el delimitându-se de o anumită. de o posibilitate de a fi interpretat politic uh, acțiunea lui într-o reclamă la Snickers. Când a, a apărut. Uh, Nike cu Copernic sau Copernic, fotbalistul american mm -hmm. care a refuzat să se ridice în picioare la intonarea imnului Statelor Unite, în protest față, semn de protest față de un afroamerican care a fost omorât de poliția americană. Acel fotbalist asociat cu Nike nu pentru a face reclamă la un produs, la niște pantofi sport, ci pentru a susține anumite valori și anumite mișcări politice, cum ar fi mișcarea BLM. Deci mm -hmm. uh, uh, eu, ace, Acesta e un tip de activism care iese din afara sferei publicitare, publicității, ca să zic așa. Mai am un exemplu, Lutfanța a scos cuvântul și a făcut public asta. A scos cuvântul normal pentru că se redefinește normalul și au scos cuvântul normal din da. comunicatele lor. Deci, reclama pe care a făcut-o Nike cu Copernic e o reclamă de activism de brand prin care ei au ieșit din afara sferei comercialului și au asumat opinii politice. Inclusiv toată retragerea firmelor americane din Rusia. Este o formă de activism. Deci este o asociere politică. Da. E adevărat, la o alt, altă scară, și care are alt, și alte conotații, inclusiv economice. Nu e doar un simplu activist de brand, dar are și această formă. ia și această formă de activist de brand. În cazul lui Roger Waters, ce putem spune? Că există fără îndoială un trecut al Pink Floyd al muzicii Pink Floyd care un public este mai educat. Un public mai educat care a, și muzica Pink Floyd a avut o dimensiune politică. Evident da, da, a avut da. o dimensiune. politică. Mm -hmm. Da, dar era în muzică. Era cuprinsă muzică. Nu mai spunem că de fapt sunt și piese foarte multe piese care nu au legătură cu politica ale Pink Floyd. Iar politica prin intermediul muzicii pe care o făcea Pink Floyd era o politică, ca să spun așa, umanistă avea un sens mai larg, uneori ironic. Da, în... și era în am înțeles, era anti, anti, uh, <laughs> da. anti în mod evident. Ei au susținut, au fost anticomuniști și așa mai departe. Uh, Ori, ce avem de a, care este în momentul de față situația? Situația în momentul de față este că Roger Waters folosește piese din anii '70. Uh, pentru a transmite mesaje în anul 2022. În cu totul alte contexte? În cu totul alt context. Și mesajul nu e cumprins în piese, în arta pe care o face, ci este cumprins în uh, mesaje al, atașate artei lui, pe care el o exprimă prin, a, din, uh, prin uh, mijloace vizuale, în special, dar și prin prin propriul lui Gra grai la emisiuni de, cum ar fi CNN. Ceea ce, după părerea mea, este o formă de activist de brand. Nu este o formă de artă sau neapărat o formă de critică socială a unui intelectual uh, muzician. Da? Este și așa ceva. Adică nu putem nega dreptul lui Roger Waters de a avea opinii politice. Nimeni nu poate să-i nege lucrul ăsta. Poți fi de acord sau nu, da. Poți fi de acord sau nu. Dar, după părerea mea, el a legat lucrurile într-un anumit fel. Mm -hmm. a, și a făcut un ambalaj de showbiz. Și a făcut un ambalaj de showbiz, da. Deci el și-a îmbrăcat toată, toată această exprimare uh, prin. Uh... Sunt atent la, la showbiz în general și sunt atent la uh, tot ce presupune pop culture. Mie mi se pare că în ultimii ani a devenit ce în ce mai creepy. Adică ba, e. în anii 80, de pildă, ți ardeau retina cu rozul ăla și știi? Și uh, e, e un tip de coloristică pe, pe decade. Am, uh, eu am personal nostalgia imaginii pe VHS care era destul de caldă. Mm -hmm. e, în anii 2000 uh, clipurile alea cu Kylie Minogue, de pildă, erau a, alt tip de cu culoare, acum totul a devenit un soi de creepiness, de-asta... Ci... Da, este. Și de unde veniți cu el? Da, sau... Asta e una din întrebări. Uite, Nicu Covaj, nu e... El e old school. <laughs> da, și la, e o întreagă discuție și cu Fenix, cu, și cu ce s-a întâmplat cu, uh, cu participarea lui Nicu Covaj la la nunta lui Simen. La lui... Da. Eu nu înțeleg de ce a supărat atâta lume. Jur că nu înțeleg. Adică n-am văzut -o și pe asta zi, pe bune că v-a supărat și cauza asta. În primul rând că nu e neapărat ce au Phoenix nu e neapărat împotriva valorilor naționale, ca să zicem poșca. Nu, pașca, da. Adică... Ei au fost identificați cu, cu, cu brandul lor anticomunist, care de fapt nu era chiar atât de anticomunist. Cel puțin nu era în dimensiunea asta națională. Anii da. '70 ei au fost destul de în trend cu noile comandamente ideologice, ca să zic așa. Nicu Covaci și Phoenix, da, fac parte din acele câteva trupe, că nu sunt foarte multe, care au intrat în, în conștiința publică. Da. În momentul în care intri în conștiința publică, omul are impresia că îi aparține cumva și, lăsând la o parte că Nicu Covaci, în particular, este cel un om, da, ca noi toți, poate face greșel sau nu, minus super o greșeală că a cântat acolo, dar zic că în momentul în care se, se, întâmplă ceva ce nu convine, dacă ai tu o antipatie pentru Simion, vai, deci cum s-au asociat ăștia doi? Băi, om a avut o cântare, bănuiesc pe niște bani destul de frumoși la o nuntă. Ce e mai frumos, spune-i lui, nu e nimeni lume ca mireasă. Aici e de fapt problema că N-a fost o simplă nuntă, că a fost de fapt... La acea nuntă. La... Deci, nunta lui Simion, n-a fost o simplă nuntă. A fost nuntă. la nunta legionarului, da. A fost o nuntă politică, ca să zicem I -i. așa. Și atunci, imediat, a fost interpretată alegerea lui Nicu Coveaș ca fiind o asociere politică. A fost o nuntă politică? Da, a fost clar o nuntă politică. Bine, nu e singura nuntă politică. Adică mai toate nuntele, nunțile politicienilor sunt politice. Adică ei și aduc la nuntă toate sursele poziției și succesului și lor de influență și financiară. Toate nunțile sunt politice toate anunțile politicienilor sunt nunți politice. Aceasta este și, a fost și mediatizată. De obicei sunt mai discrete ca să nu vină presa, să nu se filmeze. Sunt, a, asta a fost a, aruncată da, deci asta, asta, a fost da, ostentativ. A, adică a încercat să și profite electoral de, de pe urma anunții. Să vedem la sondaje, chiar sunt curios. Eu, pe nu va avea o influență foarte mare acest eveniment uh, e și cumva trist să trans, pentru că un eveniment de PR este un pseudo-eveniment. Ori să transform un eveniment care e nunta, care chiar e un eveniment, cel puțin pentru tine care te însori. Într-un pseudo-eveniment. Se <laughs> pare destul de trist. Eu, ne o să aflăm peste 20 de într-un documentar cine știe ce groză vine. A, aș fi procedat în felul ăsta. Păi, ce se întâmplă în învățământ? unul din lucrurile care pe mine mă scoate din minți în calitate de părinte, păi cum să încep școala pe 5 când era de asemenea în conștiința publică că pe 14 treia să ne ducem la frizer, era ultima zi în care puteai să ajungi la frizer, că pe 15 treia să fii tuns să ajungi la școală? După părerea mea, Aici ai atins o problemă foarte importantă. Învăț. Educația ține de ritualizare. Un lucru foarte important. Un tip de disciplină. Da? De disciplină. De reanimit mm. repetiții. Și rutina. Și rutina pe care, care trebuie impusă. Să schimb tot timpul. Ei de, de la 5 pe facem pe 5, din loc de două semestre să avem cinci module sau câte sunt acum. Nu face altceva decât să bulverseze. În primul rând, copiii, deci ce e un lucru uh, foarte, ca să zic așa, periculos. Așa se traduce proiectul România Educată. Da, periculos pentru că uh, oamenii, copiii au Trebuie să aibă, dacă nu, trebuie să aibă sentimentul cu ceea ce se întâmplă ceva firesc. Când, sunt, când li se schimbă rutele în funcție de niște coordonate pe care nu le înțeleg, te dezechilibrează cumva, cresc, da? Da, apar dezechilibre. Apar dezechilibre. Mă înțeles că, spre exemplu, vrea să scoată notele de la sport... Da, și de la ADSN, parcă. Deci, odată, am constatat, în vest, și în special în Statele Unite, se întâmplă o grămadă de acțiuni bizare, dacă mă întreb pe mine, de eliminarea competiției. Se joacă un meci între două echipe, dar nu se mai ține cont de scor ca să nu, să nu rănim sentimentele pierzătorului. Ceea ce mi s-a cât casa. Un Mike Tyson nu avea cum să se nască într-un mediu de ăsta în care toată lumea trebuie să aibă grijă de toată lumea. De omor competiția. Iar trendul ăsta de omor competiția e ca bă, ăștia preferații mei legetebiști, am văzut cu o pancardă în oraș, companiile nu ne susțin jos capitalismul. Băi, ce legătură are una cu alta? Și ai iPhone în buzunar? Da, pe păi și atunci cum jos capitalismul? Da. Da, și, deci da, mă, întrebarea mea este dacă treaba asta de a, a scoate notele de la sport și de la desen doar pentru că vezi doamne să ceea ce e corect, să dau note mai mari îți spun eu că mie îmi place o treabă la, la toată șmecheria asta există ora de religie la ora de religie în general copiii s-au prins că dacă stau cu minți în bancă, nu trebuie să fie neapărat activ la școală, primesc un 10 iar 10 la rotunjește media Măi, ai o bubă în sistem, copiii foarte inteligenți s-au prins de hiba asta de sistem și se folosesc de ea. Au învățat să se descurce. Nu-i puțin lucru. Ai într-un sistem găunos, uite, ai prins hiba asta, ai învățat să te descurci. Ce faci? O rezolvi scoțând notele de acolo? Mm. În primul rând, după părerea mea, ai o atitudine jignitoare față de profesori de sport și de desen. Așa că. Și care reflectă atitudinea, adică statutul dominat al profesorilor de educație fizică și al profesorilor de desen, de muzică, de alte atelier. Atelier și așa mai departe. Și care nu e ceva nou. Uh, și arată un lucru foarte grav. Și anume că cei care vor să impună astfel de reguli nu au nicio idee despre educație. Adică educația fizică este baza educației, în general. Educația fizică este un element fundamental al educației, de la greci. Dezvoltarea corporală se face în acord cu dezvoltarea spirituală. Nu există o altă formulă, ca să spunem așa. Ori, uh... Plus că fiecare copil în Occident face câte un instrument la școală. Da, nu mai zic Ceea ce ajută foarte mult. Și care îți face viața mult mai frumoasă. Adică, să la un instrument e deja un vis. Viața ta e de două ori mai frumoasă, dacă știi să cânți la... Bineînțeles. Trei. Plus că în povestea Artan, am avut această discuție cu el la un moment dat, zice, băi, dacă te duci la o petrecere în România și la un moment dat începe să se cânte, se cântă cine e născut în ianuarie, februarie, hai sus și mai sunt încă vreo două cântece. Dacă te duci la nemți, la același tip de petrecere, aia știu vreo 40% de cântece pe care le cântă pentru că au altă educație în școală. Exact, și a, așa au apărut și trupele. De exemplu, în Marea Britanie au apărut, a apărut atâta muzică bună pentru că au avut la școală, au învățat muzică la școală. Și oricine putea să să facă o melodie, dacă se exact cum oricine prin liceu făcea o poezie, putea să scrie mm -hmm. o poezie și adică e un lucru care ține de educație. Și mai, foarte important, foarte important. Mai am o ultimă întrebare. Ești cadru universitar. Ultima oară când am vorbit cu tine aici la emisiune, la pot, minunatul podcast pe care îl facem, mi-ai spus o chestie care mi-a rămas în cap sub formă de îngrijorare și zice, băi, am stat doi ani în pandemie și am făcut lecțiile de acasă, dar gândește-te la copiii aia care aveau unii din cei mai frumoși ani din viața lor ani studențești pe care i-au petrecut acasă. Mai mult decât atât, am să spun o soi de concluzie la care eu am ajuns. Am o fică de 16 ani, da? trece clasa 10, -a. este exact. mai inteligentă decât mine, clar, decât eram eu atunci. În schimb, nu pot să nu constat că la nivel de informație, eu aveam primisem de la școală exclusiv mult mai multe informații pe diferite, de diferite domenii de activitate decât a primit ea acum. Practic, cumva nivelul educației a cam scăzut cel puțin în România eu cred că și în alte părți se vede asta la clasa politică se vede asta mai, în multe alte domenii de activitate însă mă uit și la ei 16 ani 20, mulți dintre ei mi se pare ciudat, mai ales când îi văd pe stradă parcă trăiesc într-un fantasy world dintr-o dată, știi? poate am eu o reacție de moșuleț că mă, am pun și în rolul taică meu care vedea roacheri pe stradă niște unii cu plete și cu ținte și deja știi, mai mi acest, cum îi zice pe perete de justifica lucruri ești optimist sau pesimist în ceea ce privește cei care au sub 20 de ani de acum încolo, ăștia care să ne plătească pensiile vor Observ tăcerea ta. O uh, oh, Să spune Copii, studenții pe care i am eu, sunt la fel cu studenții care au fost și noi la vremea noastră. Adică nu există o diferență de asta, nu știu, de inteligență, de pregătire, de unele generații sunt mai active decât celelalte. Unele, unele generații mai... fac mai multă performanță. Da, generațiile acum, generația asta tinere nu sunt foarte expansivi. Nu sunt foarte, au și alt context de dezvoltare. Dacă mi-aduc aminte tipul nostru de manifestare era ceva mai violent, mai contundent, Era și un alt fel de viață atunci. Adică erau și alte așteptări. Uh... Testosteron. Uh, uh, da. Că... Nu știu ce să zic. Uh, deci eu n-aș. Oricum n-aș interpreta în sensul că, nu știu, generațiile de astăzi, vai de capul lor. Nu știu Nici ce. eu. Tocmai de asta întrebam dacă ești cumva. Ai, ești puțin pesimist, ești puțin... Na, nu, sunt... eu sunt pesimist în legătură cu. Sistemul de educație, cu felul în care sunt sau, sunt lucrurile astăzi, adică se pare că lucrurile nu sunt în regulă. Adică, în mod sigur, nu sunt în regulă. Eu, de exemplu, am, am constatat discuții, am, stat, am, observ, am, am fost de față la discuții legate de uh, eliminarea limbii latine de exemplu, din, de la Iași, de la, și chiar de la Sceava și cred că și de pe la București. Eu uh, predau comunicare, deci ar, eu pe mine ar putea să nici nu mă intereseze problema asta, dacă se scoate sau nu limba uh -huh. latină. Pentru că e, e evident că cu ce este, limba latină este înlocuită cu comunicare. Na. ok, avantaj tu. Avantaj eu, da. uh, numai că eu nu sunt de acord cu, cu asta cu scoaterea limbii latin. Chiar nu sunt de acord, sunt din potrivă. Cred că, așa cum cred că ar trebui să se facă educație fizică în fiecare zi, să existe câte o oră de educație fizică, cred că ar trebui să se păstreze limba latină. Și deși eu nu am avut deloc note bune la limba latină când eram la școală, Uh, asta nu înseamnă că nu... Da, e realizat în timp importanța Da, uh, uh, ca uh, disciplină. Și nu cred că lucrurile ar trebui răst să fie răsturnate în felul ăsta. Adică... Uh, deci, să tot vorbește, domnul președinte Iohannis, vorbește de, de o perioadă lungă de timp despre această Românie educată până a ieșit, a ieșit anul trecut, cred, așa acea statistică cu alfabetiții. Funcțional un număr îngrijorător de mare, și dintr-o dată vedem oare ce activitatea la minister și de la ministerul vieții. Care este asta pe care am tocmai am expus-o aici? Eu, eu nu, vreau să, nu vreau să pare așa un uh, moș uh, rablagit, dar educația înseamnă efort. Deci, asta e, după părerea mea. Ideea asta de joc, care e foarte drăguță de altfel. Și dacă aș fi elev, mi-aș dori și eu același lucru. Adică, și mi-aduc aminte că în timpul școlii nu-mi plăcea. Tipul ăla de uh, atmosferă de internat, de biciuire, de disciplină severă. Și am, eu am, am avut parte de școli destul de severe uh -huh. uh, și le detestam. Sincer să fiu, detestam uh, severitatea respectivă. Însă, în același timp, îmi dau seama că. Aveai totuși, erau niște standarde destul de sus. Uh, da, erau niște școli bune, zic uh -huh. eu, și uh, un tip de severitate care avea consecințe, adică trans, transforma un, un copil într-un om educat. Uh, și uh, te, te obliga, eu mi-am dat seama asta, mai ales la liceu, e adevărat, nu un raport cu școala, ci cu lecturile pe care le aveam. Și mi-am dat seama că citind îmi transform mintea. Că mintea mea se schimbă în timpul în care citesc. Și când citeam lucruri grele, filozofie, îmi daam seama că dintr-o dată mintea mea. Descoperă alt univers. Descoperă da. alt univers. Uh -huh. Asta nu se poate face printr-un simplu joc. De, circunvoluțiunile creierului nu, se po nu pot apărea fără efort, fără chin în chin al minții. Și mai e o treabă, stimularea imaginației, adică uh, curiozității, pardon, uh, trebuie să-i faci să fie curioși pe... Da, și aici alt aspect, tot așa pe care școala pe care am făcut-o eu nu-l deloc, nu-l nu uh, fructifica, apropo de educație fizică și de desen și de muzică, uh, a rămas același sistem ce centrat pe română și matematică, adică restul... Materiilor aproape că nici nu contează. Ori, după părerea mea, aici se face diferența între. diferența între oameni. Adică, oamenii se diferențiază mai întâi prin orientarea interesului lor de cunoaștere, către geografie, către istorie, către muzică, către o diversitate de lucruri care există. În uh, momentul în care nu există decât română și matematică, toți oamenii sunt disciplinați, sunt făcuți să să, să, să vrând, cu meditații, da, să modelați în aceeași cu direcție, forța, cu forța, către, în aceeași direcție. Deci, asta e o, după părerea mea, și de când eram eu mic, continuă și astăzi aceeași poveste cu română și matematică, care sunt. Uh, mama și tata educației din România. Nu spun că nu sunt importante, doar deci, și româna și că sunt importante. Am avut un, am o cunoștință, da, un, un amic care pornind de la un background de sărăcie, da, o, om a ajuns o, o somitate în domeniul chimiei. O somitate pe bună. E profesor universitar, lucrează în cercetare, câștigă bine. Uh, și avem cu el această discuție, zic, bă, ce șanse mai are un elev, da, care are pur și simplu o înclinație, cum ai avut tu spre chimie, just like this, că sunt unii care au uh, diverse inclinații pe ea, de diverse domenii de activitate, să-l descopere un profesor, da, să aibă calitatea de descăl să-l descopere și să-l trimită în zona aia să facă performanță. Nu știu dacă mai, învățământul românesc mai are genul ăsta. Sunt convins, am cunoscut învățători buni, profesori buni, dedicați pe... Nu știu că de atenți mai sunt la... După părerea sunt. Uh, e, a, e, acum ai, apro... De, de, de ceea ce este dominantă în mass media. Este dominantă un, o atitudine antiprofesori în mass media. Profesorii sunt, în general, nepregătiți, rămași în urmă neadaptați comuniști. la comuniști. Da. Toți sunt, toți profesorii sunt comuniști. Ce... Mai ales aia de chimie. Da. Și în schimb, părinții sunt mai buni decât profesorii. Deci părinții sunt știu mai, buni. mai bine. Știu da. mai bine ei cu părinții, știu mai bine decât profesorii ce trebuie să fie făcut. Asta stirbește autoritatea profesorului. C Categoric, da. Mm -hmm. Deci... Uh, uh, Afectează destul de puternic statutul profesorului. Citeam acum vreo 2 ani o carte de pedagogie despre orientarea pro-elev, adică învățământul trebuie să fie orientat către elev, nu către profesori. Se considera că profesorul este are o atitudine statică. El vine, ține un discurs și uh, elevul trebuie să-l asculte. Ori uh, trebuie schimbată această atitudine. Cel care se află în prim plan nu este profesorul, este elevul. Uh, nu trebuie să fie realizată o relație, ierarhie. o ierarhie uh, unilateral de la profesor la elev ce asta, și da. trebuie făcut un învățământ interactiv în care să fie și, prof și elevii activi sau mai ales elevii trebuie să fie activi, timp ce profesorul trebuie să fie cum se spune acum facilitator de educație. Uh, eu mi-aduc aminte, de exemplu, în școala mea generală pe care am făcut Dealer, de <laughs> Da, dealer. Uh, înv învățământul era centrat pe elev. Și, și când era meu mic era centrat pe elev. În ce fel era centrat pe elev? Păi era centrat pe elev pentru că învățătoarea mea nu trecea la o lecție nouă dacă nu vedea că am priceput pe cea că era în continuare cumva, da. Nu înțelegeai pe asta nouă. Nu, înțelegeai Și atunci ea trebuia să vadă mai întâi că am înțeles lecția. Așa am pățit eu cu analiza matematică. Deci n-am pierdut primele, da, am înțeles. Dacă ți rupe filmul, nu mai, nu mai înțelegi nimic. Deci, scopul educației este educația elevului. Ăsta e scopul educației. Elevul e scopul educației. Asta înseamnă, de fapt, după părerea mea, ca educația să fie centrată pe elev și ea aș fi fost și rămâne, a trebui să rămână centrată pe elev. În sensul că la sfârșitul educației elevul este cel care trebuie să fie beneficiarul principal al educației. Asta înseamnă de fapt să fie centrată pe elev. Nu înseamnă că elevul trebuie să fie deasupra profesorului sau că trebuie să se tragă de șireturi cu uh, profesor. Unul la mână, doi la mână, repet, ce mă îngrijorează pe mine foarte tare este aspectul ăsta cu eliminarea competiției. Băi, e total pogubos, adică o să ai o, o, o poți să să ai o generație care nimeni nu mai mișcă cu deget pentru că nu vrea să fie mai bun decât celălalt și atunci n-ai niciun tip de performanță. Da, eu mi-aduc aminte chiar și când făceam echipele de fotbal, adică era mare competiție, bineînțeles, că mai am memoria când am dat un singur gol pe care l-am dat, că eram jucam mai prost, să spun pe aia dreaptă și nici ca portar nu eram foarte bun, dar fiind mai masiv eram bun de dat la joale ca fundaș. Și am reușit o dată performanța să... A fost una din zilele mele de glorie când am dat un gol de la mijlocul terenului s-a mirat toată lumea. Și mă bucură gloria mea s-a desfășurat pe următoarele două zile. Am fost, cred, simpatic și unor colegi. Mie mi se pare ciudat că se încearcă eliminarea competiției câtă vei capitalismul, e un sistem al competiției. De asta mă îngrijorează, că s-ar putea să, să schimbe... Paranoia, paranoia. Foarte mulțumesc că ai venit. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat și mi-a plăcut discuția pe astăzi. O să ne mai vedem, am așa o presimțire. Pa, pa. Sper, pa, pa. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast. Nu Futinități.